În acest lung videoclip am lipit toate episoadele din primul sezon al seriei Aventuri cu Draculas ca să fie ca și un film pentru iubitorii seriei. Vizionare plăcută! Mamă, fraților, acum mă îndrept spre casa pe care am închiriat-o pentru vacanță. Abia aștept să fie... Bă! Da, uită-te, mă, la tântălăul ăsta, mă, nu se uită pe drum! Fac accident! Tu mi-ai fi contrasens! Bă, tătălăule, mă! Adu asigurarea! What? Asigurarea să... Draculas? Sky? Oh! Salut, frate! Ce faci, prietenul meu? Salutare pe Sky! Da! Bă, tu nu-ți dai seama că vii pe contrasens? Nu! Tu veni... Eu mergeam bine! Mergeam pe banda mea! Tu veneai! În fine! Ăsta-i drum din ăla în care n-ai voie cu mașina! Da, naiba știe, mă, Draculas! Da, eu mă bucur să te văd, mă! Și eu, Sky, am un braț. Hai să ne luăm în brațe, hai. Bă, da. Da, eu stau și mă gândesc, adică aici, aici am venit eu în vacanță. Tu ce cauți aici? Bă! Bă, lasă mașina! Bă, cum mă mai întorc acasă? Pa, Sky, ne vedem. Bă, Draculas, stai! Ei, nu mai roți! Da, bă, ok, eu nu mai am roți, dar tu nu mai ai mașină. Bă, mașina! Bă, pompierii! În fine. Ce pompier? Pompier, nu? Bă, tu ești nebun la cap? Ce o să zică vecinii? Mă rog, nu sunt vecini, că eu am închiriat casa asta pentru vacanța mea. Da! Nu, deci te rog, nu, stai puțin, stai, deci suntem oameni mari, nu? Vino aici, uite, vino aici la umbra nucului bătrân. Ok, deci vreau unde e umbra? În fine, da, spune. Bă, umbra mai contează acum, noi ne-am distrus mașinile și tu întrebi de umbră, vrei să nebunesc aici? Bă, a ta încă întreagă. Scuze, am vrut să mă asigur. Doamne, doamne, ce ai făcut? Mașinuța mea frumoasă. Bă, Sky. Uite ce bine stă, n-ai pățit nimica. Încă e în viață. Na, bă, na. A fost un șobolan bun. Bă, Sky, vreau să te întreb ceva. Tu ai spus că ai venit în vacanță aici. Nu, eu am venit în vacanță și am închiriat casa asta. Vreau să-mi arăți ce casă ai închiriat tu, poate suntem vecini. Păi, Draculas, eu cred că tu ai închiriat casa asta din stânga sau din dreapta, pentru că asta e casa pe care am închiriat-o. Bă, eu când m-am uitat pe internet azi dimineață, am zis că mă duc undeva în vacanță la munte. Te-ai uitat prost. Am închiriat casa asta. Bă, uite-te la tine, ai un ochi în dreapta și unul în stânga, te-ai uitat prost. Bă, eu am văzut multe la viața mea, cred. Ce ai văzut? Pe tine, bă. Bă. În primul rând că te-am văzut pe tine și asta a fost... Bă, ce acolo picior? Ce? Bă, Draculas, unde ești? Bă, deschide ușa aici, nu? Bă, what? Eu am închiriat casa. Am o cameră. Da, bă, ăștia-s cameramanii. Eu am închiriat casa asta din vacanță, fiindcă aici e petrecerea cameramanilor. Și am zis că am nevoie de o vacanță. Și ghiși ce am găsit pe internet? Am găsit vacanța cameramanilor. Mă, ce? Și mai era un loc, nu. Și am venit eu. Păi, uite, am venit și eu, mă primești? Adică eu te primesc, că asta e casa mea. Bă, tu vrei? Vezi că am un pistol. Vrei să trag? Zi. Da, zi, mă, vrei? Sus, stau cu mâinile sus acum. Te găuresc, ai grijă. Te găuresc în... Ia un loc. Eu zic să vii să iei un loc. Aici să discutăm ca două animale feroce. Haide. Ia acum un loc, că dacă nu știu ce fac cu masa asta. Ce n-avem faci, nevoie mă, de-a. Lovești cu masa? Ai rupt masa. Aaaa, ai rupt-o de capul meu. Ești normal la capul, zi. Sky. Uite, ce cu sângele ăla de pe ăsta? Bă, lasă un pic normalitate, domnul okay. Sky. Ok, în fine. Domnul Sky, ascultă un pic. Da. Înțeleg că amândoi am închiriat aceeași casă de vacanță și am venit amândoi la petrecerea cameramanilor. Aparent, eu înțeleg că ești trist și aveai nevoie de o petrecere. Dar de ce trebuia să vii în petrecerea mea? Nu. Tu ești în petrecerea mea, eu asta încerc să-ți explic, dar nu înțelegi, mă. Bă, hai din capul meu, bine, hai să vedem ce se întâmplă aici. Hai să ne alegem amândoi camera unde o să dormim. Ah, ok, da, ok, stai să-i salut. Salut. Ai dat like? Da, am dat like la tine, Sky, și la tine, Draculas. Mulțumim. Bă, vină cu acela să-i împace, că mi-au zis la urechi că-i deranjezi. Bă, okay. Asta e camera ta aici. Asta? Intră, da. Bă! Așa, fără frică, uite, Sky. Uite, păpușica. Stai, Sky, stai așa, stai acolo, da? Da, stau. Bă, nu că e păpușa horror, se trezește la 3 dimineața? Nu sunt păpușa horror, abia aștept să stăm împreună. La. Yay, pleacă de aici, pa! Bă, vezi, și asta e camera ta și fii atent unde o să fii camera mea. Ca unde? Să nu zici că sunt băiat rău, vină-mi cu Sky. Unde e? Vină-mi cu Sky. Ia, hai.
Arată-mi. Și aici o să fie camera mea. Vezi, bă, am făcut egalitate. A, deci tu dormi pe patul ăsta fain, cu priveliște la... Nici nu o să întreb ce se întâmplă afară, în fine. Și tu m-ai băgat pe mine în camera asta de copil de 3 ani. Așa ți se pare că e corect? Bă, fii atent, ai aici hârtie igienică, oricând vrei să-i dai, dai oriunde vrei tu în camera asta. Bă, eu știu că mă cag des, dar chiar așa, să-ți bagi joc de mine, pleacă. Da, de bă, și, pleacă. Da, și camera mea e mai nasoală, Cata, vino alea că să vezi. Cu ce e mai nasoală? Ia să văd. Bă, fii atent. Uite, am aici, vezi, o cameră goală, am aici ceva ce, uite, vezi, am... Cameră goală? Da, okay. Bă, și aici, fii atent, aici am o baie, vai de capul ei, vezi, la tine e mai fain. Hai să ne facem un selfie, punem pe YouTube selfie-ul ăsta. Bă, stai că te-ai pus pe mine, nu mai văd nimic, așa. Hai, zâmbește! Ci, brânză! Brânzoacă afumată! Super tare! Bă, dar stai că eu înainte am râs, am glumit, dar acum sunt supra. Ce cu baia asta faină? Ți-o cap toată să fie neagră, mă, dacă mă nevezi. Bă, nu, orice-i face, dar nu te ca la mine în baie. Bine, okay, domnule Sky, vreau să-ți prezint faptul că noi aici am venit în vacanță și am înțeles. Amândoi am închiriat aceeași vacanță. Trebuie să fim ca frații, înțelegi? Exact. Adică, ca să avem o vacanță frumoasă, ca frații. Să împărțim. Ca frații, nu? Ca frații. Măi, cu ce mi-ai dat în cap? Tu ești nebun? Bă, Sky, iartă-mă, am crezut că sunt gloanțe din cauciuc. Dacă îți folosi să vezi, erau gloanțe adevărate. Mai găuri de, în fine, lasă, nu contează. Stai. Bă, îți închizi singur ușa în cap. Vino cu a domnul Sky. Hai că fii atent. Am venit amândoi în această vacanță și trebuie să o știm să ne comportăm amândoi foarte civilizat. Da, corect, corect. Poate vedea, vino cu a. Da, stai, vine acum, da. Cum să nu? Domnul Sky, vino cu a. Aici ai petrecerea cameramanilor. Bună! Salutare, domnule Sky, bine ați venit la petrecere. Bă, ești de bun, petrecere. Mamă, și fii atent aici, au scos caloriferele din casă ca să fac grătar forțos. Stai, grătar pe calorifer? Bă, asta este atâta. Bă, okay. Ai dat 5 lei pe excursia asta și să stai o săptămână aici. Tu ce te așteptai, că ai grătar serios? Bă, eu zic pentru 5 lei, e super tare. Pentru 5 lei, ce tare, wow! Distracție! Eu, domnul cameraman, vreau să vă spun ceva. Acolo ne-am pișat toți cameramanii. Distracție, că e călduț! Băi, și în plus eu sunt un rechin. De ce stai pișat de cameraman? Și ce, bă? Bă, parcă data trecută, când era pișatul meu, te-ai comportat mai frumos. În fine, hai, fii atent ce săritură fac. Doar fii atent. Ia. Stai. Fii atent acum, săritură de săritură. Ce tare, fo! Nu, Sky, stai că vreau și eu să fac săritura aici în piscina cameramanilor. Fii atent. Haide, la 3, 1, 2, 3. Bă, te-ai dus în spațiu. Vezi că aproape că ai sărit lângă murea aici, ce făceam cu tine? Bă, cred că am dat cu capul din ciment. Bă! Stai că e totul bine. De chiar e super fain aici, chiar că e călduț, nu contează că e pipi asta este. Bă, vin un cu aici la grătar. Hai. Fii atent cum arde grătarul ăsta, fii atent. Ce bine mâncam, mai ești nebun? Așa, stai așa să-l pornesc. Hai să-l pornesc și eu. Ia, L-am pornit. Bă, eu vreau să pornesc grătarul. L-am pornit. Și tu ai, ai din capul meu. Bă, am rămas fără carne, uite o carne, uite. Bă, Sky. Lasă un pic carnea și cameraman ăștia se întreabă. Tu știi că e ceva în fața casei? Ho? Pe bune? Ia, stai că vorbește ea. Ce să fie? Veniți în fața casei, schibidi dop dop dop, yes yes. Ai auzit și tu? Bă, am auzit. Tu hai să-mi bag. Să vedem ce este, hai. Hai, Draculas, mamă, mi-e frică, ești de bun? Bă, Draculas, mă, cine e acolo? Bă, nu știu, dar nu vrei să mâncăm și noi bucata asta de carne, cât are foame mie, n-am mai mâncat de vreo lună. Dăm să mănânc. Trebuie să mâncăm civilizat. Hai. Hola. Mâncă. Așa. Mamă, ce-am mâncat ca porcul, mi se scurge. Mamă, să-mi bat piciorul, stai. Domnii cameramani, ok, ăsta rămâne carnea noastră, mamă. Da, bă, ia carne, ia, bă, ce faci? Bine, las-o acolo. Hai că, ci că e ceva aici în față. Bă, uite cine e în față. Unde, mă, că nu văd nimica? Unde? Bă, uite în fața casei, mai la unde? Unde? Bă, ce ai, bă? What? Ce faci? Ce e ăla? Ce vrea ăsta? Ăla e schibidi de știință, bă, din episodul 60. Bă, ăla e cel mai rău schibidi. Eu zic să nu-i răspundem și să-i spunem că nu suntem acasă. Ok, trimite păpușa afară, trimite păpușa. Da, bă, dă-mi cap, deschide ușa, să-i arunc păpușa. Bă, aruncă! Așa. L-am aruncat. Ok, nu-i nimeni acasă. Da. Schibidi dop dop dop, yes yes.
Ce-i cu păpușa asta? E cineva acasă? Nu, nu suntem acasă și no. Cu siguranță nu-i Sky aici. Nu, no, logic. Dacă nu ieșiți afară, o să distrug toată casa. Schimbi dop, 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 yes, yes. Ce facem? Bă, cred că, bă, trebuie să ieșim, bă, tu chiar vrei să distrugă toți cameramanii săraci și își dădeau și eu petrecere? Bă, fii atent, Sky, hai, hai. Mergem toți după okay. tine. Ok, haide, 3, bă, 2, 1 și haide. Du-te, du-te, da. Bă, bă, du-te, mă, că-ți dau curanga, du-te. Bine, mă, hai că mă duc. Hai că mă bă. Duc. Stai bine, mă duc eu, mă duc eu, stai puțin. M-a blocat! Ajutor! Deschide, mă, deschide, mă! Deschide unde sunt! Ok, Ce asta? Bă, am dat bă, tu, bă, tu ești nebun la cap! Bă, la vrea să ieșim, fiate că ieșim pe aici, pe la garaj. Haide, 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 haide! Bună! Sa, mamă, bă, ce mare ai, tu-l vezi? Ce facem, Draculas, dacă ne omoară? Hai să vedem ce... salutare, domnule, eu salut. Sunt Draculas și el e Sky. Salut, salut! Slujitorul meu. Pam, pam, pam! Mă, ce? Bă, tu... Bă, parcă așa era vorba. În fine, continuă. Schimbi, dop, 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 yes, yes. A venit să vă propun o idee. Domnule Sky, cum ar fi ca noi schimbi toaletele să-ți facem botezul la biserica schimbi toaletelor din capătul orașelor? Bă, asta sună, asta sună super tare, chiar vreau! Schimbi top top, da, noi sediul schimbi toaletelor ne-am gândit ca tu, Sky, jocuri horror pe YouTube, să vii la biserica noastră să-ți facem o capcană, un botez, un botez, asta-i vorba, schimbi top top, yes, yes, ce spuneți, vă băgați? Bă, Dracula, sună foarte bine, tu ce zici? Bă, ne gândim, ne gândim. N-aveți timp de gândire. Ori acum, ori vă distrug. Ori vă dau altceva. Da, botez, asta spuneam. Bă, Sky. Da. Tu realizezi că e o capcană, nu? Nu e o capcană, vreau să facă botezul, ce vorbești? Bă, tu vrei să-ți facă botezul niște schimbi de toalete? Bă, sună dubios, dar da, chiar sunt curios ce se întâmplă. Bine, atunci pe toiul nopții vă aștept la biserica schimbi de toaletelor. O să vă dau, cum să vă spun eu, o să vă dau cărțile mele de vizită. Eu sunt schimbi de știință toaleta din episodul 60. Bă, știm cine ești și nu ne interesează, crede-mă, domnule. Sky, treci rău frumos în casă, acum. Ok, ne vedem seara. Bine, vă aștept seara, dacă nu, o să mă mănânc sufletele, schimbi dop dop. Bă, Sky, da. Tu gândești ce-ai făcut? Ce-am făcut? Bă, e un schimbi toaletă care vrea să-ți facă botezul. Gândește, nu, fii atent. De ce n-avem bec în garaj? În fine, asta e problemă, bă. Eu stau aici, o să deschid o sticlă de pălincă. De și... pălincă? Ups, bă, ce? Pe ultima pălincă ai spart-o, mă, bravo, Dracula. Nu, mai avem asta, fii atent, Sky. Și vreau să te las să te gândești la o chestie. Ți pare normal ca schimbi de toaletele să-ți facă ții botezul fără a fi nicio capcană? Bă, nu, dar da. Am înțeles, atunci eu cred, bă, eu atunci cred că trebuie să ducem, fii atent, deschide ușa, că am înțeles, vrei să-ți facă schimbi din toaletele botezul, asta o să fie ultima ta seară. Bun. Ce? Când, ok. Când mai ai câteva ore de trăit, fii atent de la fratele tău, Draculas, cum se face, iei un bax de ăsta de pălincă, te duci afară, fii atent, nu, vino cu mine, vino cu fratele tău, Draculas, okay. Te duci afară, petrecerea cameramanilor! Petrecere! Aici e pișat! Sky, dă-i, bagă pe versuri. Stai, eu trebuia să cânt. Eu sunt Sky. Eu sunt Sky și postez capra din Ohio. Wow, am sărit, Draculas. Acum vreau să te mai întreb o dată. Uite, o să-ți iau scaunul ăsta forțos, da? Okay. Ascultă puțin, da? Vreau să vorbim așa, de la șmecher la răpciugos. Ce? Bă, vezi că-ți lipsește un dinte. În fine, ok, te ascult. Bă, mai mulți, fii atent. Deci ți pare normal ca schimbi din toaletele să-ți facă botezul? Mai ales schimbi de știință din episodul 60. Da, mă, da, ce ai? Trebuie să ne împrietenim cu ei. Gata, ai dreptate, nu, ai dreptate. Gata, bagajul și să plecăm, hai. Haide. Uite, luăm bucata asta de carne. Bă, dar avem o întrebare. Noi, ca dobitoci, ne-am distrus mașina unul altuia. Cum ar trebui să ajungem la biserica schimbi din toaletelor? Bă, fii atent, eu, salut. V-ați mai gândit ce vreți să faceți? Fii atent, domnule, am o singură întrebare. Da, spune.
Sky a spus că ar vrea să-și facă, să-și facă botezul, dar eu vreau să te întreb ceva. Adică chiar nu-i vreo capcană, că mie în schimbit din toaletele mi se par foarte dubioase. Schimbit din top, 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 PSS, uite-te bine la fața mea. Am eu o față din parcă ți-aș face o capcană? Da, în fine, da, nu ai. Bine, atunci să mergem. Bine, păi, cum ar trebui să mergem? Urcați-vă aici pe capul meu, vă promit eu nu-i nicio capcană. Eu sunt cel mai bun prieten al vostru, Skibidi Dop Dop, yes, yes. Ne urcăm? Vrei? Pă, tu realizezi ce facem, nu? Da, hai să ne urcăm, hai, bine, hai să pe capul lui. Bine, aici pe capul lui, stai. Pă, lui, ești nebun la cap, mă piși aici, urcă-te adică... Sus. Du-te mai sus, bă, mai du-te sus? Mai sus, da. Gata. Și caz aici pe capul lui. Gata, bun. Sunt pe capul lui. Bine, băieți, cred că putem merge, nu-i așa? Da! Haideți! Bă, Sky, bă, dă-te-o leacă mai încolo, că nu-mi cap în gura lui! Bă, eu sunt gura lui! Bă, du-te bă, că... Bă, dă-te-o leacă! Are prea mulți dinți! Gata cu vorbarea aia, mergem la biserică! Bă, Draculas, dă-te mai la o parte, să ieși afară! Bă, dă-te tu, bă, ieși din gura lui! Bă, vezi când-i mănâncă! Auleu! Draculas! Wow! Pau! Ce faci, bă? Păi, ești bine? Bă, au, mi-a rupt spatele! Dar ce-i pute gura, ești nebun la cap? Bă, doamne! Bă, tu sigur mai vrei să-ți faci botezul aici la biserica schimbitii toaletelor? Adică, mamă, dar arată groaznic, parcă-s păianjeni, dar nu sunt. Bă, mi-e frică de păianjeni, bă! Bă, și mie! Ce facem, ce facem? Bă, stai că vrea să ne spune ceva, schimbitii de știință, din episodul 60. Ia! Schimbidi top top, yes, yes. Bine ați venit la biserica schimbidi toaletelor. Domnule Sky, ești pregătit să-ți facem botezul? Da. Bine, acum vă poftesc înăuntru. Schimbidi top top, yes, yes. Draculas, nu știu dacă e cea mai bună idee, dar haide. Bă, cum s-a întâmplat de la... Eram azi dimineață, mă uitam pe internet. Da, bă, vreau o vacanță la munte. Am dat de tine, ne-am ciocnit. Am mâncat carne, cine știi, de ce fel de câine. Au venit schimbidi toaleta asta. Bă, prea multe s-au întâmplat, dar nu știu, bă. Hai să trecem cu botezul ăsta peste, să fie bine. Bună. Bine, bă, și eu sper... Da, salut. Crezi tu că poți vorbi cu ei? Adică, uite puțin, vin un pic la el. Bă, vezi se că te linge că... unde nu trebuie. Mă linge! Hai, doar cunoaște înăuntru. Vino cu a, nu, vino cu a, uite, vrea să-ți spune ce? Ceva. Ce vrea? Au, lasă-mă, nu mă linge. Ei, închis, încuiat. Bă, nu mă lăsa afară cu nebunii ăștia. Bă, ce facem aici? Ai, din capul meu, Sky, ce se întâmplă aici? Bă, bun, vino cu a, cred că acolo o să trebuiască să-ți facem botezul. Ce-i ăla? Bă, acolo e cazan unde o să-ți faci tu botezul. Stai, tu vrei să zici că eu să devin religia schibidoasă? Bă, eu spun, nu tu ai acceptat. Ok, în fine, salut, bă, salut. Cred că vrea să vină schibidiul ăla. Nu, stai că mă pun aici pe un scaun, haide. Bă, hai. Stai că mă pun și eu lângă tine, stai așa să vedem ce are de spus. Haide, hai să vedem ce ne zice. Cred că a venit domnul părinte schimbitii toaleta din episodul 60. Bună! Salutare! Schimbitii top top, yes, yes. Deci bine ați venit la botezul lui Sky. Domnule Sky, te rog să poftești în fața mea. Draculas. Bă, tu ai vreun botez, bă, eu mă uit și eu mă uit la voi. Dar tu trebuie să fii de partea mea. Bă, sun, bă, hai, du-te. Fii dramatic, că-ți pare rău de mine, o să-ți fie dor, nu știu ce, plângi. Bă, aoleu, inimioara. Ok. Eu sunt aici cu tine, du-te acolo, okay, bă, okay, să vedem ce vrea. Bună! Schimbidi top top, bună ziua, domnule Sky, bine ai venit la botezul schimbidi toaletelor. E seară, dar bună ziua. Partea... Cumva mă întrerupi? Nu, continuă. Schimbidi top top, bine, aici pe dreapta ai o carte roșie, te rog să iei Biblia, să reciți din ea, sau nu, pupă Biblia și Dracula s-o să recite din ea. În timp ce tu o să intri în cazanul de botez. Ok. Bă, Biblia, așa. Încoa. Hai. Bă, eu trebuie să recit din ea. Bine, du-te acolo, domnule Sky, și intră acolo în botez. Intru pe ușa asta dreaptă, nu? Pe asta. Așa. Bă, aici, bă. Pe ușa din stânga? Da, haide, intrați. Hai. Și nu mai pierdeți timp. Aici, nu? O să vă mănânc, bă. Bă, tu vrei să ne mănânci schibidii de aici? Acolo. Da, bă. Cum să intru aici, ești nebun la cap? Bă, intră, trebuie să stai acolo pe ăla și o să-ți reci din Biblie. Ok. Doamne miluiește, Doamne miluiește, popa prinde pește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, popa... Draculas, ce se întâmplă? Bă, Draculas, mă trage! Bă! Draculas! Draculas! Era capcana mea! Nu mai văd nimic, Draculas, ajutor! Draculas!
Bă, Draculas, ce se întâmplă, bă? Te țin de picior, bă, unde ajungem, unde de picior? Bă, Draculas, au! Auleu! Bă! Na, botez, bă, na! Ai putut botezul, Schibidi! Tu, de unde am picat? Mi-am rupt picioarele, ești nebun la cap? Bă, și eu, unde suntem, bă, uite cât unde porumb, suntem? Păpușoi! Bă, stai, uite, scrie acolo unde suntem, ce scrie acolo? Scrie Oiho! Bă, am ajuns în Oiho! Ce Oiho visez, mă, nu mai știi citi? Ohio! Ohio, mamă, am auzit de locul ăsta! Tu știi măcar ce înseamnă? Nu, bă, ce la Ohio? Ceva foarte groaznic, suntem într-un tărâm unde se poate întâmpla orice. Tu știi ce înseamnă orice? Tu știi ce înseamnă orice? Stai, bă! Zi! Știi ce înseamnă? Sky, sunt eu, fratele tău, Draculas. Știu, e greu aici în Ohio, ți-o mâncat mințile. Dar, bă, orice am face, e clar că schimbi de toaletele, mai ales ăla de știință din episodul 60 ne-o trimis aici. Eu ți-am spus, bă, că e o capcană, de ce n-ai vrut să mă asculti? Bă, da, n-aveam de unde să știu până nu văd. Hai de capul meu, vino cu aici, bă, să vedem ce putem face aici. Bă, uite un tractor, am o idee. Bă, ai bă doar... Bă, stai bă, au, Draculas, au, bă, urcă-te, bă, ce faci, Draculas? Uite, mă mai urc, bă, Draculas, au! Wow! Draculas, ce faci? Draculas, lasă-mă jos! Draculas, lasă-mă jos! Draculas! Draculas, ce-ai făcut că zbor? Ce-ai făcut că zbor? M-am dus pe lună! Ajutor! Au, Draculas, ce se întâmplă? Au! Bă, ce faci, mă, tu ești nebolund? Mamă, ce-i fac la Draculas dacă îl prind, stai numai să vezi. Bă, Sky, unde ești? Bă, Draculas, văd aici un Skibidi. Draculas, Draculas, au! Bă, Sky, uite! Uite cine a venit după un portal după noi. Na, bă, că ai vrut un botez. Ce facem? Sunt prietenii noștri, că m-au botezat, nu? Na, vorbește cu el să vezi tu ce prietenii cu tine. Zi, suntem prieteni? Schimbi top, top, yes, yes. Ah. Ăsta era planul meu. V-am prins aici, în Ohio, ca să vă mănânc. Nu mai aveți nicio șansă. Slujitorii mei, schimbi de micuți, săriți pe Sky și pe Dracula, că tătuca vrea, tare vrea să mănânce. Sky! Fiecare Sky, pentru nu! El, fiecare nu! Pentru el! Mă, bă, stai! Sky, Draculas, fugi, haide! Draculas, haide! Top, vreau să vă mănânc! Fugi, bă, că trage după noi! Hai că vine după noi! Fugi, fugi! Vin, vin, vin! Ok, ok, crezi că ne vede? Crezi că ne vede? Bă, cum știi? Bă, cum știi unde suntem? Bă, vine după noi și ne trebuie un plan să scăpăm, dar ce plan? Că suntem în Ohio, numai păpușoi, pisitot! Am eu un plan, am eu un plan! Uite, vezi copacul acela? Da? Uite, uite, o să ne bușim de el și o să murim, dar o să scăpăm! Ține-te bine! Draculas, ține-te bine! Draculas! Oh, aoleo! What? Ce se întâmplă? Draculas? Ce s-a întâmplat? Te vânesc ca Liliacu! Draculas? Te vânesc ca Liliacu! Draculas, unde ești? Draculas! Wow, what? De unde ai picat, mă? De unde am picat? Din copac! Că ai spus, Sky, stăm în Ohio ăsta, mi-am mâncat mințile, nu mai știu unde sunt. Uite, vezi ăsta, ăsta e cel mai mare dușman al nostru. Ăla e un pepene, ce ai cu el? Ai un pepene, nu? Zi, unde-s cheile? Unde-s cheile de la tractor? Bă, Draculas, ești bine? Nu vorbești, nu vorbești. Wow! Ce-au făcut pepenele? A, da, ce-au făcut pepenele, nu? Zi-mi unde-s cheile de la tractor dacă nu vrei să pățești ca domnul pepene. Draculas, lasă pistolul ăla, ce s-a întâmplat cu tine? Ești normal la cap? Bă, dacă-s normal, bă... Zi! Schibidi de știință mi-a blocat aici în Ohio. Nu mai pot, nu înțeleg cum tot pot să fii așa de calm. Eu nu mai rezist să stau aici în Ohio. Stai, frate, tocmai ce m-am trezit. Ne-am bușit cu tractorul de copacul ăsta. De la bere, ai băut bere? Ce ai făcut acolo? Acum, bă, Sky, tu ai uitat. Că ce? Ne-am întâlnit data trecută la casa de vacanță. N-am și uitat. Am fost efectiv furați de Schibidi toaleta de știință upgradată. Știu, dar trebuie să te calmezi, frate, nu trebuie să te calmezi. Este nicăl. Bă, Sky, vino încoace. Unde? Nu găsesc cheile de la tractor. Ce e ăsta? Bă, fii atent, Sky, am nevoie de ajutorul tău, da? Ce e ăsta? Stai un pic. Trebuie să ții, fii atent, trebuie să ții de bombă și îți spun eu când să dai drumul. Am prins acest porc. De ce? Bă, am prins acest porc în noaptea asta, uite-te la porcul ăsta. Hai, zi ceva, lui domnul Sky, hai. Ajutor. Vezi? Și îi place foarte mult și fii atent, Sky, am găsit cum putem scăpa din Ohio. Ai încredere în mine? Da. Trebuie să ne urcăm amândoi pe porcul ăsta, Sky, ai încredere în mine? Uite-te la fața mea, arăt eu ca om care a stat în Ohio? Pareți ca și un rechin, dar eu nu mă urc pe porcul ăla. Nu, ce faci? Trebuie să avem încredere, Sky. Nu. B
Bă, dar trebuie să ții, că altfel nu merge porcul. Te rog frumos, pune regal ganul ăla în mână și ține, ține de bombă, ține de bombă, da? Ok, de bombă, de okay. Pe bombă, așa. Ok, bun. Okay. Bă, Draculas! Draculas, ce faci? Draculas! Draculas! Draculas, ești bine? Wow! Draculas, ești bine? Bă, nu, am mâncat, oleu, cât pământ am în gură. M-auzi? Nu! Ai, ce bine că a murit, mă duc să beau o bere. Ajutor, Sky, mă trage de picioare, nu! Cine? Cine să te tragă, bă? Doamne, ce face Draculas ăsta? Draculas, what? Ce e ăsta? What? What? Ăsta e un ban-ban micuț? Mă, ce? Sky, să nu te vezi, să nu te întâlnești cu ban-banul, l-ați furat tot de pe tine! Ce se întâmplă, bă, Draculas? Draculas! Bă. Ah, ok, stai că acum vin. Draculas, stai că eu mă pierd în porumbul ăsta, zici că e labirint, unde ești? Draculas! Draculas, te văd, te văd, Draculas! Salut, salut! Bă, nu mă mai bate, mă, ești normal la cap? Bă, Doamne. A trecut un ban-ban micuț pe aici. Da, a trecut un ban-ban micuț, ce-a fost ăla, de unde a apărut? Bă, întrebări, suntem în Ohio, bă, Sky, bă, Sky, bă, trebuie să fugim neapărat de aici din Ohio, că se întâmplă numai ciudățenii. Bă, serios, mi-e frică. Bă, trebuie să luăm cheia din Bă! Ce? Bă, ce? A stat un an să caut cheile și era un tractor. Bă, bă, Draculas, tu ești prost. În fine, lasă, nu contează. Bă, bă, haide. Tu, bă, era treaba haide. Ta să știu unde-s cheile. Oh, Draculas, e ceva acolo! Bă, nu, bă, Draculas, ce? Pleacă, lasă-mă pace! Lasă-mă pace! Hai să ne ascundem, hai să ne ascundem! Bă, unde să ne ascundem, bă? Stai aici în spate la tractor, cred că vine la după noi. Ok, 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 ok. Eu cred că ne dă pace, Draculas. Bă, nu ne dă pace! What? Draculas! Hai să fugim! Au venit și ăștia mici! Aaa, Draculas! Da, da, da! Au, m-a aruncat, Draculas, m-a prins! Bă, Sky, vino jos aici, îl bate pe Sky în cer! M-a prins! Zi să-mi dai drumul! Dă-i drumul domnului Sky! Nu pot, nu pot! Am venit la voi să vă spun o propunere. Ajutor. Oh, nu, ce vrei să ne spui, Skip de distință? Ah, păi, Skip de top, yes. O știți pe doamna boxă din episodul 61, nu? Doamna boxă? Bă, Sky, doamna boxă e una din cele mai puternice. La Skip de toaletele este foarte fric de ea. Da, eu nu o cunosc, dar o să fac cunoștință. O să faci, crede-mă. Bă, da, și... lasă-mă jos! Doamne... Nu te las jos niciodată! Și dacă vreți să o salvați pe doamna boxă de Skibidi de toalete, vă aștept în backrooms. Backrooms? Top, yes. Bă, deci din Ohio în backrooms? Bă, asta nu. E cel mai urât lucru din ce se-a întâmplat. E groaznic, ce facem? Uite, ăsta mă linge la picioare, ce face? Bă, se pupă! Hai de cap, hai. Ce se întâmplă acolo? Bă! Yes. Deci v-am spus, trebuie să mergeți cu mine în backrooms dacă vreți să o salvați pe doamna boxă. Dacă nu, o să-i facem lucruri foarte rele acolo în backrooms. Yes. Draculas, ce facem? Mergem? Mergem în backrooms? Trebuie să mergem în backrooms să o salvăm pe doamna boxă din episodul 61. Dar mai întâi de toate trebuie să vedem cum putem scăpa de ăsta, bă. Nu știu ce vrea de la noi să-mi bat piciorul, că îi dau cu racheta asta între dinții ăia, mă. Fii atent, Sky, Sky. Da, spune. Ce cum putem face? Cum? Simt că vin acum foarte mulți cameramani să ne salveze. Cât timp cameramanii îl țin ocupat pe Skibidiu de știință, noi mergem în portal. Bă, Draculas, totuși am o întrebare. Da, Sky. De ce se lingă ăia doi? Bă, nu știu, asta e problema, că de ce facă ea toi, bă, e o lume liberă, Sky. Oh, am înțeles, da. Bă, uite, o venit cameramanii și cu boxe. Wow! Uite portalul către backroom, ăla-i, nu? Ăla e. Bun, bă, eu ți-am spus că cameramanii și boxele sunt din partea noastră și au venit să-l distrugă pe Skibidiu grada distință. Merită un like, cameramanii. Un mega like, așa că dați acolo like dacă vă place din cameraman și din boxe. Da! Bun, vrei să intrăm în backrooms? Da, bă, dar stai așa să vorbim cu ăștia. Bun, băieți, am înțeles că doamna box are nevoie de ajutorul nostru. Skibidiu de știință upgradat o trimis-o în backrooms. Da, Draculas și Sky, trebuie să mergeți în backrooms să o salvați pe regina noastră, doamna boxă. Noi o să-i ținem piept cameramanului upgradat. Da! Vă vezi? Da! Bun! Haide. Noi suntem eroi! Hai! Nu e ca și cum cameramanii și boxele fac totul, dar lasă că noi suntem noi! Noi suntem eroi, da! Spre portal! Haide! A început războiul! Intră prin portal, ai Backrooms! Hai, Backrooms! Haide, înainte să atace! O, Dracula, s-am ajuns? O, bă, tai! Au!
Wow. Oh, nu, Sky! Bă. Suntem în backrooms! Suntem în backrooms, yeah! Ce ei, bă, că-i nasol tare aici! Ba nu, e mișto, eu mă simt ca acasă în backrooms. Au, de ce mă lovești? Bă. Uite, bă. Sânge! Bă, nu știu dacă ăsta e sânge, dar bă, orice-i face, ai grijă, și până și pereții te pot mânca aici, ai grijă, orice faci, domnule Sky, da? Da, de unde, uite, peretele ăsta de aici, așa covor are bunica, uite-te. Așa covor are bunica, bă, Sky, bă, nu-i bine, ai din bă, cap. Bă, Draculas, calmează-te, te rog, calmează-te. Bă, calmează-te. Bine, bă, încerc să mă calmez. Au. Calmează-te. Gata, mă calmez. Ai din capul meu, bă, Sky. Nimănâncă. Calmează-te. Oh, unde te-ai dus, Draculas? Draculas? Sky. Da, te-ai dus în backroom-ul. Bă, ce faci? What, te-o furat pereții? Draculas? Sky, bă, ce faci? What? Bă, cine vorbește acolo? Ce se întâmplă, că nu mai înțeleg? Bă, stai backroom sus, mănâncă mintea, ți-am spus! Ba nu, mă rog, hai să mergem în stânga să găsim doamna boxă, că de aceea am venit, nu? Până la urmă. Da, bă, după doamna boxă, haide! Aia zic! Sigur trebuie să fie undeva pe aici, haide! Draculas! Bă, ce hai să... în spatele tău! Hai cealaltă parte, lasă! Ce vine top, yes, yes! Ia veniți la tătuca să vă spun o povestioară! Nu! No. Mamă, ce urât e! Hai să plecăm! Ce urât e, da! Hai! Bă, trebuie să fugim, hai, vină încoace! Hai, mergem încoace! Mamă! Bă, ceva acolo! Ce vezi? O mașinuță! Wow, mașinuță! What, uite mașinuța! Ce facem? Stai! Bă, cred că are nevoie de ajutorul nostru, dar mai întâi trebuie să trecem peste ăștia mici. Trebuie să-i batem, cum îi batem? Cred că vrea să ne spună ceva. Doamna Boxer, ne vezi? Sunt eu, Draculas, cu Sky, am venit la tine. Salutare, băieți, vă rog, ajutați-mă, au, nu! Bă, Draculas, trebuie să ajutăm. Bă, da, stai să-i împingem pe ăștia. Așa, împinge-i, împinge-i. Băi, de jos, de jos. Așa, bă, Draculas, dă mâna. Haide. Mă trage. Dă mâna. Draculas, hai înapoi. Mă trăgea Skibidiu, mă lingea de picior, wow. Și nasol era. Bă, unde-i dus? Stai, ce făcea? Te lingea de picior? În fine, nu contează. Ești ok? Bă, da, sunt ok. Hai să mergem. Cu grijă la ea. Încet, hai grijă. Doamna Boxă, venim acum la tine. Orice ai face, doamna Boxă. Acum venim, doamna Boxă. Păi doamna Boxă. Avem foarte mare grijă de ea. Ok, hai Draculas. Încet să nu alune. Bă, unde s-a dus? What? Ce-a făcut, mă? S-a sinucis? Hai din capul meu, doamna Boxă. Bă, trebuie să mergem după ea. Trebuie să ne aruncăm acolo. După tine. Nu știu dacă vreau să mă duc acolo. Ok, hai să încercăm. Sky? Bă, Draculas, ce se întâmplă? Bă, vină cu unde ești. Nu văd nimic, Draculas. Bă, trebuie să covori. Au, Draculas! What? Ce s-a întâmplat? Bă, ce s-a întâmplat? Partea bună e că am salvat-o pe doamna Boxă. Doamna Boxă! Mulțumesc, băieți! Vă rog mult, vreau acasă! Vreau să mă bat cu schimbi de toalete! Bă, mergem imediat, doamna Boxă, dar trebuie să vedem cum putem ieși de aici, Sky. Haide să găsim o ieșire. Haide că știu eu pe unde, vină încoace. Uite mașina. Bă, lasă, bă, mașina cu... Bă, tu îți dai seama cum ai fost alții înaintea noastră în backroom și nu cred cum ai supraviețuit. Mamă, păi, tfai, și noi cum ai vrea tu să ieșim noi de aici, că nu... Bine, vină încoace, Sky, o să urmezi un drum mare și lung, dar putem să o facem ca frații, vină încoace. Haide, Draculas, haide. Să mergem. Ia-o pe doamna Boxă în spate și hai să mergem. Păi, Dracula, ziua 100 de când ne plimbăm în backrooms, bă, nu găsim nicio ieșire. E sigur că nu stăm aici la infinit, până murim. Bă, eu așa sper, dar uite, doamna Box a spus că pe aici. Da, băieți, pe aici este. Vezi, avem încredere în doamna Box. Ok, bă, eu sunt foarte pregătit să mă bat, că mă simt foarte nervos că încă n-am scăpat de aici. Eu nu mai pot de foame și de set în backrooms ăsta, vreau acasă. Bă, uite-te, mă, că mergem la infinit, frate, nu se întâmplă nimic, ce naiba e aici? Asta văd și eu, dar nu înțeleg. Wow, Dracula, ascunde-te! Bă, ce e acolo? Ai văzut? Băieți? Aoleu, mi-este frică! Știu, doamna Boxă, calmează-te că și nouă ne este frică. Am spus, calmează-te, doamna Boxă, că și nouă ne este frică. Nu mai pot în backroom-ul ăsta. Eu sunt pregătit să mă bat. Sunt foarte nervos. Pregătit? Bă, tu crezi că avem vreo șansă contra schimbii de toaletele alea? Vrei să-ți arăt că-i bat pe toți? Da. Na, fii atent. Fii atent că m-au enervat foarte tare. Uite, vine, îi bat, uite-te. Pum în gură. Pum în gură. Îi dau în gură. Dă-le și tu, Draculas!
Apără-o pe doamna boxă! Apără-o! Lua de aici! Bun. Gata, i-am omorât pe toți? Da, bă! Vezi, mă, ne-am descurcat! Așa. Da, bă, acum trebuie să mergem. Bă, cred că știu unde este ieșirea. Da? Sunt efectiv, da, trebuie să ne aruncăm de undeva de sus, să cădem, să vedem. A, trebuie să cădem de undeva de sus, 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 sus. Da, bă, hai din capul meu. Na, bun, hai să căutăm. Stai, simt că suntem urmăriți de cineva. Amuleu, de cine? Bă, bă, ce-o fi în spatele nostru, hai din capul meu. Adică? Bă, nu mă speria. Bă, Dracula, ce-i cu ăsta? Ce-i cu ăsta? Bă, că-i dau un pumn, că mă enervează. Îi dau un pumn imediat, stai numai. Ce se întâmplă? Tu nu vezi că ăsta vine, vrea pe doamna boxă? Nu, mă, că-i dau. Gata. L-am rezolvat. Uite, bă, și doamna boxă a rămas uimită din puterea ta. Îți place? Mă, scăită, ce puternic ești. Bă, ce-i faci, doamna boxă? Trebuie să o salvăm, nu s-o batem. Hai, Draculească, îmi comunică cineva ieșirea. Uite, trebuie să mergem încoace. Hai. Dă-i, fugi! Ne putem glici pe peretele ăsta, fii atent, fii atent, Draculas, ține-te bine! Hai, intră înăuntru, intră! Uite, uite! Ce se întâmplă? Ha, ți-am zis că a mers ideea mea, haide! Ha, bă, dar uite că a venit și Skibidiu ăsta de știință mare! Care? What? Nu s-o cum minții de la palma aia! Bă, nu cred! Skibidiu de știință, te rog, omul, lasă-ne în pace să supraviețuim! Te rog! Skibidiu, dop, BSF! Dacă o dați pe doamna boxă, vă promit că voi o să plecați de aici! Niciodată! Exact, nu! Niciodată, nu iau! Să dăm pe... Bă, hai. A luat-o! Hai! Atunci, o să vă mănânc, veniți încoace la Skibidiu de știință! Din episodul 60, Skibidiu, dop, BSF! Oh, fugi, no! Fugi, 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 fugi! Draculas, Draculas, fugi, că vine! Fugi, doamna boxă! Fugi, fugi, am luat-o, dar mă trebuie să o salvăm pe doamna boxă. Hai, Dracula, știu că poți, fugi. Ce facem, ne aruncăm, Draculas? Draculas, ce facem? Stai, bă, stai. Draculas. Oh, nu, Sky. Ce hai facem? Aici e finalul. Oh, nu. Nu, nu. Skibidi dop dop, yes, yes. Vă mai spun o dată, băieți. O dați pe doamna boxă, iar voi doi o să scăpați. Niciodată. Niciodată. Hai, Draculas. Bă, Draculas! Sunt! Ușomolanud! Bă, ce-ai cu mine? Aoleu, Sky, iartă-mă, știu, ești o capibara, nu un șobolan. Capibara de stradă! Capibara de... Bă, asta contează în momentul de față! Bă, am căzut din capul meu! Cum ne-am trezit aici? What? Cum ne-am trezit? Bă, tu nu mai știi că am căzut prin backroom și ne-am făcut particule? Ok, dar cum ne-am trezit într-o piscină? Nu înțeleg. What? Bă, nici eu nu înțeleg. Bă, în ce an suntem? Ce s-a întâmplat? Hai din capul meu. Bă, măcar suntem la noi acasă. Da, măcar am ajuns acasă. Uite, bodyguardii noștri. Salut! Salutare, băieți! Unde ați fost? Că vă căutăm de luni întregi. Na, unde am fost? Bă, de luni? Cum? Bă, am fost în backroom, s-am căzut, nu mai ții minte că fugeam pe acolo și am venit și am căzut. Și după aia veniști tu, și după aia... Eu sunt foarte confuz în legătură cu tot ceea ce s-a întâmplat, dar... Bă, mă bucur că suntem acasă, Draculas. Păi și eu mă bucur că suntem acasă. Tu realizezi ce noroc avem când ne-am trezit la noi în jacuzzi? Adică, bă, putem să ne trezim sub un camion în timp ce mergem și să bubuim și să facă... Bă, unde ești? Draculas! Draculas! Bă, ți-am spus! Tu ești țignit? Dacă signit, bă, ai nebunit, backroom-ul ăla ne-a mâncat mințile. Bă, nu-i bine. Chiar nu-i bine, e foarte nu bine. Doamne. Domnilor cameraman, am o întrebare. Mai este încă războiul cu Skibidiu toaletele? Da, Draculas, mai este. Tocmai ce am venit dintr-o bătălie cu Skibidiu toaletele. Bă, măcar speram că e gata. Bă, hai să mergem, bă, să ne odihnim, că ai de capul meu, mă, doar oasele astea au pocnit toate oasele de mine. Bă, cu sincer... Cum deschide ușa, bă? Stai, mă, stai, nu. E deschisă. Bă! Așa, am deschis-o. E deschisă, alo, ai... ușa, pe aici, așa. Aaaa, era deschis. Deci, te rog frumos, uite-te cum, deci, un pas înainte și doi înapoi, hop, faci hop. O piluetă și o iei de la început. Na bun, stai, au, bă, stai, mă, lasă-mă să fac, deci, un pas înainte. Doi înapoi. Fac o piluetă. Și ai de la început. Nu, am intrat înăuntru, uite. Închid ușa care nu mai există. Bă, Juan, fratele Juan. Bă, băieți, bă, te v-am căutat în toată casa. Hai, mâncați, m-am făcut de mâncare și la școală. Sper că v-ați făcut temele, că o să vă controlez. Ce școală? Ai, bă, ce școală? Stai, noi am fost în backroom, s-am fost în Ohio, uite cu Sky. Bă, eu vreau să mă duc să mă culc. Și mă eu. Culcați?
Bă, v-am făcut mâncare, mâncați repede, băgați pe o măsea, vă iesi pe alta și la școală, hai, tălpășița! Oh, nu, Dracula, nu vreau la școală! Bă, tu crezi că eu vreau? Bă, măcar de-am fi dormit, dar tu-ți dai seama că noi am fost în backroom și din backroom direct la școală? Tu-ți dai seama că n-am dormit de 169 de zile? Bă, Juan, azi nu mai mergem la școală. Nu mai mergem la școală? Bă, s-o credeți voi? Dacă nu, vă trag o mamă de bătaie, hai, nu. Mâncați! Pai, bă, mâncare bună. Bă, Juan, am o întrebare, ce e aici? Carne crudă și cu pâine. Carne crudă? Bă, să mâncăm. Bă, e dezgustătoare, Juan. Nu mă interesează, luați și mâncați. Stai că o prăjesc eu. Ia. Bă, stai că vreau și eu să prăjesc. Hai să prăjim, hai. Și pâinea. Bă, ce? Bă, am șters cu pâinea pe jos. Bă, dar pâinea asta e mucegăită, ce-i cu albul ăsta aici? What? Chiar are ceva pe el. Bă, Juan, ce mi-ai făcut aici? Ești nebun la cap, zi? Păi bă, cum mănâncă bogații pâine cu mucegai? Sau era brânză cu mucegai, nu mai știu. Bă, era brânză... Ai brânză, Juan, tu ne-ai dat pâine cu mucegai. Ai, de capul meu. Bă, nu mă interesează, trebuie să mergeți la școală. Vă așteaptă autobuzul. Nu, de fapt trebuie să ajungă autobuzul 10 minute. V-am pregătit sus caietele. Mergeți și le luați și plecăm. Gata, la școală. Mergem la școală, zi. Bine. Hai. Da, mai, Băscai, îți fac cu ochiul, știi? Mergem. Da, Juan, acum mergem la școală. Mergem la școală. Tu nu mă mai lovi, mă, ești nebun. Bă, nu te lovesc, bă. Am mâinile sus, chit că nu le vezi. Bă, ce faceți acolo? V-ați pregătit? Acum. Bă, aici, intră. Intră. Bă, se rupe ușa. Bă, ce-i cu ușa? Ai vopsit, ești nebun la cap? Bă, nu știi să intri pe ușa. Vino cu coa. Hai că vin. Nu se mai închide ușa, s-a stricat ușa. Bă, ai stricat, bă. Așa, bun. Bă, fii atent, nu mai avem ghiozdane și nu trebuie să afli, Juan. O să licărăm în navetele astea de berii, dar fii atent. What? Ce să mergem la școală? Bă, fii atent aici. Ce să mergem la școală când? Când putem să ne jucăm la calculator? Sincer! Hai, pe Roblox, dă-i aici. Bă, mamă, intrăm pe Roblox. Mi-am uitat parola. O băgăm pe a mea. Okay. Șmecherie la cutie 1, 2, 3, să nu mai spui la nimeni. Asta e parola ta? Ok, nu mai zic la nimeni. Bă, ți-am spus să nu mai spui la nimeni. Nu zic la nimeni. Bă, tu ești cu mouse-ul, ia de aici mouse-ul și o scut asta dura. Hai, dă-i, bagă. Arunc mouse-ul pe geam. Bă, de ce fac? Avem nevoie de mouse, bă, cum... Dar m-am enervat la joc. Bă, eu sparg acolo. Bă, Sky, bă, eu am o idee mult mai bună. În loc să mergem la școală, hai să ne jucăm toată ziua pe calculator. Super tare de ea. Bă, dar nu mai avem mouse, că cineva, nu dau nume, l-a aruncat pe geam. Haba n-am cine a fost, tu știi? Da, bă, nici eu. Nu, dar dă-i aici tare. Hai să ne jucăm. Wow! Băieți, ce faceți aici? Deci eu am vrut să mergem la școală, Sky mi-a spus să-mi arate ce știi să facă pe Roblox. Eu-s băiat cu minte. El e rău. What? Deci așa faci, Sky, nu? Nu, n-am fost eu. Dracula-s minte, de ce nu mă crezi? Cum adică minte? Tu nu l-ai auzit? Că ce prietenos pare? Nu. Da, păi nu sunt eu din vină. Sky e de vină. Eu am vrut să merg la școală și mi-a spus că sunt băiat rău. Ce-i cu vocea asta? Uite, și eu știu să fac. N-am fost eu, iartă-mă, pe bune-i Draculas. Bă, știi ceva? Ia că mă enervați. Nu cred că vedeți să-l vedeți pe Juan nervos. Nu. Mergeți acum, ia duceți-vă să vedeți cine a venit în fața casei. Moș Crăciun! Ce Moș Crăciun, bă! Ce Moș Crăciun? Mergeți în fața casei și vedeți cine a venit. Unde în fața casei? Bă, aici? Cred că se refere aici, da, săracu. Bă, a venit autobuzul de școală. Oh! 5 minute. Oh, repede, nu. Caietele, rapid. Vino bâncul aici, bă! Hai să ne facem ghiozdanul. Mamă, dar în lada asta de bere ne ducem, ești de bun? Bă, nu mai ții minte când ne-am vândut ghiozdanele pentru niște bere? Bă, ții minte, dar să nu mai zici la nimeni. Hai mă cu ghiozdanul! Bă, mi-o să ne cartea! În mână, nu contează, doar ea. Gata, Juan, plecăm! Hai, Juan, că-i ducem! Da, Juan, da, bă, repede, Sky, la școală! Hai, rapid, la școală! Bă, vino încă, aruncă aici, pune aici caietele. Bă, le-am aruncat! La revedere! Bă, m-am pus la volan, bagă-te vino cu aici sus! Bă, eu o să mă urc sus pe autobuz, ce zici? Uite, așa! Maaa! Pornim la școală! Nu-s caietele tale de pe jos? Bă, lasă-le, n-ai bine caiete, că n-avem nevoie. Bă, dar ce... Bă, ce faci, mă?
Bă, nu știu cum să-ți spun, dar cred că suntem primii elevi din merg cu autobuzul condus de ei la școală. Hai mai rapid, că o să întârziem. Hai, hai! La școală! Hai mă, Dracula, să ajungem odată. Bă, încerc să-i dau și aici din volan. Tu crezi că eu am învățat cu autobuzul? Bă, mai încet! Dracula, mai încet! Bă, școală! Ce faci, mă? Dă-te, bă, jos, dă-te jos, că din cauza ta am intrat în școală, bă. O să apărăm la știere. Bă, tu ești nebun la cap? Vino, bă, că-ți văd picioarele. Salutare, băieți. Uite, am ajuns la școală. Salut, salut. Bine, ați venit la școală, cameramanilor. Gata, bă, uite, am venit la școală, bă. Haide. Hai că deschidem ușa și să mergem. Haide, ești pregătit, bă, Sky, de o nouă zi la școală? Bă, nu prea, dar ce să facem, trebuie. Liceu. Haide, dragul. Nu la școală. Haide. Bă, hai, gata, intrăm. Bă, bun. Prima oră, ce era în program? Bă, ce aveam noi la clasa noastră? Prima oră, parcă era bio, cum era ora aia? Biohazard. Biohazard? Da, biohazard, prima oră. Bine, bă, hai să mergem, să-i spunem. Ok. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bă, bună ziua, băieți! Da, la ce oră trebuie să mergeți? La biohazard. Poftim? Bă, la biohazard. Biohazard. Băi, voi vedeți șoseta asta din capul meu, opresc, vă bag pe gât? Mai spuneți odată, vă rog, la ce oră mergeți? Biologie! Biologie, bă, da. Așa, vreau să văd carnetul de elev ca să vă las în școală, așa e politica, domnilor. Ai carnetul de elev la tine? Stai să caut, bă, n-avem ce facem. Stai, uite, ți rezolv eu. Carnetul de elev, da, normal. Da. Aoleu, Wesley! Bă, ce-ai făcut, băi, dat în gardia? Nu zice la nimeni, nu zice, comportă-te normal. Bă, da? Nu văzut nimeni, nu? Nu văzut nimeni, comportă-te cât de normal se poate. Bă, dar oare nu fi camerei de luat vedere pe aici? Bă, deschide ușa acolo în spate, vino repede aici. Hai, rapid la ora, hai. Deci, aici, uite, clasa a treia. Clasa a treia, da. Bate la ușă. Ce alo, face? Bună ziua, băi, trebuie... am întârziat. Ne iertați, deci vreau să vă spun că am intrat cu autobuzul în școală. Nu, am făcut accident, nu, nu, deci bună ziua, da. Bă, frumos, ați întârziat. Ne scuzați. În spate, hai, stați în banca voastră. Bă, hai să alegem, vrei să stăm în spatele clasei sau în față? Bă, băieții șmecheri stau în spate, hai în spate, hai aici, hai aici. Da, bă, hai aici. Bă, hai. La geam, nu? Nu la... mereu e la geam, e cel mai bine? La geam, hai la geam, haide. Pune-te, bă, aici, așa, hai. Ce face să zici că e nou născut, în fine, haide. Hai. Lasă-l, bă, îmi face pe Marcel. Marcel? Ah, ok, bun. Ce? Bun. Biologie, nu? Ok, bă, hai. Da, bă, stai că vorbește profesoara. Bun, astăzi învățăm omul. Deci omul are două mâini, două picioare. Omul de la geam. Bă, da. Învățăm omul. Bun, să vedem pe cine scoatem la tablă. Sper că nu noi. Păi, cei doi elevi care au întârziat, vă rog la tablă. Sky și Dracula, trebuie să vă notez. Bă, haide. Bă, eu ți-am spus că nu trebuie să ne oprim să mâncăm la McDonald's când târziam la biohazardul ăsta din materie. Doamna profesoară mi-a dat Bebe Freddy aici din față, mi-a dat cu scaunul. Ia bă, cu scaunul în cap. Aoleu, doamna, mă bati. Ia bă de aici. Gata, vino cu aia, un punct scăzut. Dar de ce, că e vina lui Sky? Bă, bine. Eu sunt băiat cu minte. Da, lasă că vedem noi. Bun, ați învățat pe azi? Da. Deci, doamna profesoară, vreau să vă spun, eu cu Sky am fost în backrooms și ne-am bătut cu monștri și am căzut printr-o groapă și când am căzut în groapa aia ni s-o sfârtecat oasele noi și eram amândoi, ia, Sky, ține-mă de mână! Chiar este adevărat, știu că sunt absurd, dar chiar este adevărat. Chiar este adevărat. Voi vă bate joc de mine? Nu, am nu! Aveți 5 puncte scăzute! Nu! La putere! Na, bă, că, vezi? Tâmpită la cap. Spui adevărul. E tâmpită la cap, mă. Dacă îi luăm laptopul ăsta odată, doamna vă trec laptopul acum. Bă, băieți, bă, vreți să treceți clasa sau nu? Acum lângă om, vă rog să-mi prezentați. Ce să vă prezentăm? Ce știți despre om? Ok, deci încep eu, bine? Sau? Da. Ok, bun. Poți deci... să încep tu, da. Fii atent. Omul are un cap. Uite capul ăla de sus. Mai are un cap? Da, bă, mai are un cap, deci capul... Prostiile, vă rog frumos să fiți respectoși! Da! Deci avem aici o mână la ăsta, da? Uite aici... Bă! Ce-ai stricat? Bă,
Vă rog, nu-i vina mea. Deci am vrut să pun mâna pe crani. Uitați, doamna, nu. Deci, îl pun, îl refacem înapoi. Refă rapid, refă rapid, că ne dă doi. Stai, că îl pun acum. Refă, că ne dă doi, ești nebun la cap. Asta mai lipsa mie. Ce-ai făcut? Doamna profesoară, deci vi-l pun în față. Hai, Sky, hai să prezentăm așa. Nu vă supărați, doamna profesoară. Deci omul face parte din corp. Omul arde. Omul arde și are... omul este un mamifer biochimic. Biohazardic. E un biohazardic care trebuie exterminat când îl vezi. Bă. Deci, Tauleu. Bă, frumos, ieșiți din sala mea, ați învățat copiii numai prostii. Mă rog, doamna box, încă ne scuzați, încă o șansă. Bă, Draculas. Da. Ascultă-mă, am eu o vorbă, mai bine o absență decât nota 3. Așa că, hai afară, Draculas, hai. Păi deja ne-au pus 2... O să avem și absent așa. Păi ce facem, mă? Sky are dreptate. Aveți 2 și un absent. Nu mă interesează că aveți și absent și 2 în acea zi. Vreți 2 din 2? Încă o șansă, vă rog eu mult. Încă o șansă. Dacă nu știți, vă pun 2. Da, nu ne interesează. Încă o șansă, vă rugăm. Bine, aveți acolo o plantă. Care e planta asta? Ok. Da, vă rog să-mi spuneți componentele plantei. Da, vă spun acum. Spune, Dracula, spune. Mă bazez pe tine. Deci planta asta îi... I-a dat-o din față, profesoare! Wow! Draculas, ieși! Ce face? Bă, închide ușa! Ce face? Hai în baie, Draculas, hai să ne ascundem, hai în baie! Repet, din baie, bă! Unde-i baia? Nu știu, hai să o căutăm! Bă, unde-i baia? Bă, sigur e asta! Asta-i! Ce-i baia? Hai! Stai că... Bă, m-ai blocat! Bă, fii atent! Hai în baie, seara ce-am adus! Haide, hop! Bă, ce cu baia asta, mă? Aici, bă, vino aici că ai loc. Ok. Închide ușa. Bă, dar dracul a spute aici, mă, ești nebun la cap. Fii atent la mine, da? Bă, Sky. Da. Bă, Sky, uite ce am aici. Ce-i ăla, mă? Mamă, bă, nu știi ce a ieșit? Noul vape, bă, cu arome de fructe, fii atent aici. Stop! Pauză de la video. Să nu faceți așa ceva la școală sau chiar nicăieri. Ce facem în acest videoclip? Pe acest joc facem doar pentru amuzament. Deci, repet, să nu faceți așa ceva. Acum, hai înapoi la video. Mamă, ce bine intră. Ce e asta, mă? Ia să încerc și eu. Ia și tu de aici. Ia de aici. Uite. Ia trage. Trage acolo. Ce e asta? Cum fac? Bă, îl pui la gură și tragi. Dracula, ce e asta? Ăsta nu-i de mine, Draculas! Bă, cum să nu mă bag acolo în tine, bă Draculas! Bă, Draculas! Cum s-a făcut aici, bă! Bă, Draculas, tu pe mine mă înveți la prostii? Bă, de ce prostii, bă? Draculas, așa ceva nu se face. Eu acum mă duc și te zic la doamna profesoară. Lasă-mă să ies! Lasă-mă să ies! Ești cu mine și tu ai tras, deci... Nu! Ce se întâmplă acolo? Bă, ne-au prins! Draculas, mă face să... Tu nu, bă! Draculas, vreau să... Bă, trebuie să vedem, nu, bă! Bă, și tu ești în aceeași oală cu mine, tu nu te gândești că o să vină, o să miroase că-i fum și o să dau vina și... Este numai din cauza ta, Draculas! Bă, din cauza ta, bă, că tu ai vrut să intrăm la baie! Deci, nu. Uitați, domnule director, se întâmplă ceva acolo, simțiți mirosul! Chimidi, top, yes. Ia să vadă, domnul director, ce se întâmplă! Bă, Draculas, ai auzit, e Chimidi! Bă, Draculas, ce scuză băgăm acum? Bă, scoate-mi arma la ei și îi împușcăm. Bă, nu putem face asta, bă, suntem în școală. Ai dreptate, mă. Și de ce ai arme la școală? Bă, tu ești nebun? Nimic, închide ochii, n-ai. Bă, tu ești nebun? Cum să ai arme la școală? Bă, de ce ai tu arme la școală? Bă, ce s-a auzit așa? Bă, cred că au bătut la ușă. Schimbi top, vrei să intru peste voi, ce faceți acolo? Domnul director, băi, urâtul ăsta, adică, bună ziua, domnule director. Vino înapoi, mă mai lăsa singur cu ei. Bună. Schimbi top, deci doamna profesoară de biologie mi-a spus că fumați la baie, este adevărat? Nu! Da, deci adică nu! Bă, și da, și nu, nu! Da, deci ar vrea să vă spun că acești doi elevi, Sky și Draculas, fumează la baie. Nu, deci să nu ascultați... Nu e adevărat! Da, deci... Hai, domn profesor, nu suntem noi ca băieții! Deci aș vrea să vă spun că... Ups, mi-a scăpat! Bă, eu am dat-o pe profesoară cu capul de pereți ca să o păcălim și tu fumezi în fața lui. Deci, pe lângă faptul că ierta că fumăm, o mai și văzut că am dat-o pe profesoară cu capul de pereți. Draculas, cred că avem o singură șansă să fugim. Fugi! Deci, domnule director, sunteți un chelbos urât. Urâtule! Scuze-te, hai, Draculas, hai pe aici! Știu eu scăparea! Hai rapid! Mergem la ora de mate, Draculas, haide! Da, hai că avem matematică acum. Hai. Și după aia, bă, și după aia avem sportul și acasă. Da, crezi că am scăpat?
Bă, nu știu, hai să căutăm, să vedem unde e clasa de sport, de matematică. Este clasa de vis-a-vis, haide, dracule, stai. Haide. Stai, bă! Bă, care e clasa de vis-a-vis? Stai! Pe aici, da, da, pe aici am vrut, pe aici am vrut. Hai, vino cu-a. Dracula, rapid, să ne grăbim la ora de mate, rapid, hai. Bă, tu știi să ajungem? Bă, da, e la etaj, parcă. Numai să nu ne prindă directorul, că cred că sunt supărat tare. Da, bă, adică crezi că sunt supărat? Adică ai fumat în fața lui. Eu am dat-o pe doamna box, de perete. Profesoara de biologie de perete, adică... Uite, cred că aici. Aici crezi? Draculas? Bă, nu cred că aici, mai sus. Bă, nu cred că aici, bă, intru. Rapid, închide ușa, că vin monștrii, închide ușa. Bă, ce școală e asta? Nu știu, frate, ce e acolo, dar hai să mai mergem niciodată. Stai, știu, camera 21. 21 era. 21 e matematica. Dar la 23... Asta, 20, 22... Aici? Nu. 20, aici! Aici, aici! Intră tu primul. Bă, aici e. Uite, colegii, intră, intră. Bună ziua, sper că n-am întârziat. Nu, hai, intrați, abia au început ora de matematică. Yes, matematică. Bă, bine, hai să stăm în spate aici. Haide. Doamna colegă, te rog frumos, dă-te mai încolo, că veni șmecherii. Corect, bun. Bun, ia să vedem pe cine luăm la tablă, să vedem o să deschidem. Draculas! Skyos spus că vrea. Draculas! Faceți galăcie, nu? Ia veniți amândoi la tablă să vă notez. Bravo, bă, de cine ai putut să taci? Că poate lua, uite, poate lua pe bebe Freddy sau pe bebe Waggy. Iarăși noi, doamna profesoară, și la biologie noi am fost primi și la matematică. Vă rog frumos, aveți milă de mine, luați-l doar pe Draculas. Kai, ai două puncte scăzute. No! Na, bă, na, dacă te ce... Stai, mă, bă, mă lovește, mă bate! 5 puncte scăzute! Doar Draculas. Da, bă, nu mă interesează, bun! Deci astăzi o să vă ascult la o problemă. Vă rog frumos să scrieți pe tablă 1 plus 1. Ia, bă, bă, dacă îi scriu aici... Ia. 1 plus... Bă, cum arăta 1? Bă, ca și ăsta, primul, mă. Cum l-ai vedeți la... l-am făcut? Da, mă, e același număr, tu nu știi? Ba da, bă, stai că-l fac acum. Doamne. Așa. Bă, ce-ai făcut acolo, bă, Draculas? Bă, bă, nu știi să scrieți cifrele? Doamna profesoară, deci 1 plus 1 egal... Nu, nu mai contează să... Fă un 1 din ăla. Bine, gata, ai bun așa? Draculas. Bă, dacă știi, de ce nu scrii tu? Lasă, e ok. Bun. Și vă rog frumos să rezolvați 1 plus 1 egal cu cât, ca să vă notez. E 2, frate, scrie 2. E sigur? Eu așa știu că e 2, da. Bine. Fă 2. Bă, 2, mai. Bă! Vai de capul vostru, deci elevii așa slab pregătiți n-am văzut în viața mea. Ia că scriu aici 2. Bă, e 2, bă. Eu îți dau cu scaunul în cap, așa tâmpit n-ai cum să fii, mă. Bine, bă, gata, mă, pun 2. Fă o dată 2. Așa. Gata. Așa. Greșit. 1 plus 1 egal cu 3. N-a, ce? Bă, ți-am spus, bă, vai de capul tău, nici măcar nu știi. Dă-i drumul înapoi la școală. Păi eu ți-am spus, bă, că nu-i 2. Cum să fie 3? Cum? Bă, dacă așa spune doamna profesoară, nu? Adevărat. Băieți, îmi pare rău să vă spun, dar e prima zi de școală și deja cred că o să fiți corigenți. N-a, bă, eu ți-am spus că-i 2, 3, 40. Iertați-ne, vă rog frumos, iertați-ne, vă rog, iertați-ne. Bine, vă mai dau, bine, o problemă ușoară. Okay. Vă rog să scrieți x plus x egal cu cât x. Na, bă, asta e mai ușor, bă, nu cap ce am avut înainte. Deci x plus x egal cât, bă? 2 de x. Da, bă, ai dreptate. Și 2x. Gata, bă. Așa. E bun? Bă! Păi nu e bun, că trebuia să fie cifra 2 urmat de un x, nu xx. Da, s-a încurcat, Draculas. Da, spus. E de bă, fapt 2x. Bă, dar așa mi-a spus 2 de x, doamna. Nu. Păi el trebuie să spună. Păi cum adică suntem amândoi la tablă? Nu mă interesează. 2. Nu. Iau, nu. Am luat laptopul ăsta. Sparge-l. O să-l bubui aici. Sparge-l de cap. Vă rog frumos să vă calmați, că dacă nu, nu. O să-l chem pe domnul director. Nu. Draculas. Deci, deci, am stricat catalogul virtual. Dă-i, ieși! Cum bă? Că mă simțiți, mă treceți să fugi, faci, fugi, Draculas, fugi! Bă, închide ușa! Fugi, Draculas! Ai de capul meu! Fugi, Draculas! Că îți place, bă, să tragi din fumătura asta! Bă, dar m-ai învățat tu la prostii, mă, Draculas, hai să fugim cât mai rap! Bă, dar nu aici, că e și pelușul! Pleacă, bă, de aici, bă, pleacă de aici!
Bă, următoarea oră e sportul și putem pleca acasă, bă, Sky. Sport și mergem acasă? Da, hai, okay. Îți căutăm sala de sport, hai. Hai, unde e sala de sport? Undeva pe aici, da, o căutăm noi, pe acolo, hai, vină cu mine. Bă, Sky, mi-am amintit unde e sala de sport, e aici sus, vino repede aici. Vin. Aici? Bă, da, undeva pe aici, aici este. Aici? Bă, da, vino repede aici. Bună! Bă, uite, ăsta-i domnul profesor de sport, bună ziua, eu sunt Sky și ăla-i Dracula. Nu, stai, eu... Bă! Eu sună, bă, nu mai știu. Eu sunt Dracula și tu ești Sky. Păi asta am spus și eu, nu? Adică eu sunt Sky și tu ești Draculas. În fine, da, eu înțeles. Bună ziua. Bună ziua, băieți. Eu văd că ați cam întârzat. Dar voi vreți să aveți probleme? Ia spuneți lui domnul porc. Nu. Nu, deci nu vrem să avem nicio problemă. Bun. Deci nu ați adus mingea, că așa trebuia. Așa au rămas. Dacă ne iertați, aduce mingea. Bă, să vă iert, ia mișcă acum și adu-mi mingea dacă nu vrei să-ți mănânc din chișoruțele alea. Haide că ăsta de mănâncă, n-ai văzut cât amare e, haide. Bă, unde sunt mingele? Aici? Bă, undeva pe aici. Aici e căcătoarea, stai că nu-i bine. Bă, uite, aici? Aici sunt mingele, în cealaltă cameră, Sky. Bă, unde? Bă! Bă, tu? Am găsit evadarea, în fine, stai, vin înapoi. Bă, pe aici, bă! Bă, a, nu te-am văzut, unde ești, bă? Aici, eroca și ia. Ia-te okay. Acolo. De fotbal sau de basket? Ce se iau? Bă, tu ia una de basket, eu una okay. De fotbal. Bun, hai că vin. Hop. Am revenit. Uite, domnule porc, am ajuns. Bine, bravo, oi băieți. Dam întrebare. De ce ați făcut în conjurul școlii când puteați merge pe ușa asta de aici? Da, n-am știut. Dar noi nu știm, domn profesor, că acum am venit. Uite, șeri, uite. Uite, voi chiar vreți să mă supărați? Ia să bea domnul porc o bire și cred că nu mai băut din mult. Jucați-vă, hai. Ok, hai să ne jucăm. Bă, stai că mă duc pe cealaltă parte și... A, ok, oricum te bate, te caci pe tine. Da, bă, hai să vedem aici, fraieri, să vedem ce bine pot să o dai aici. Oh, stai! Vatic, butonisar, nisar. Asta o fost de test, ia! Vatic, bă! Băi, dar tu chiar vrei să mă super Sky? Mă scuzează-mă, profesor, dar prima dată mă joc. Băi, tu crezi mă interesează? Ia să vă spună domnul porc o poveste. Eu când am fost în război cu rușii, în 1440... Bă, Sky, tu asculti cum ne jucăm noi sau ce zice domnul profesor? Pe ce zice domnul profesor? Hai, aruncă mingea. Te bă, cum să aruncă? Am văzut. Bă, stai bă, mai dă o dată. Bă, stai. Hai din capul nostru. Stai, acum o să fac o săritură foarte mare. Bă, dar tu... Bă, încoace, bă, uite așa să aruncă, fii atent aici. Ia. E un șurub în aer. Bă, m-am blocat din copilul ăsta de aici. Bă copil, dă-i un pumn. Dă-i triplu șurub. Bă, dar chiar nu suntem în stare. Yeah, am aruncat. Bă, Dracula, stai atent. Am un punct. Ia. Bă, dar tu nu faci nimic, mă. Pleacă, bă, de aici. Așa. Aruncă, haide. Bă, săracu, bă, stai puțin, bă, că faceți pume la gură. Bă, și stăm la acolo, ei, jucați-vă frumos, da? Da. Cum să nu? Bă, trebuie să-l ascundem, fii atent că îl pun aici. Băi, ia stați-o leacă-i. Dar voi cumva, voi credeți că voi vă bate joc de domnul porc? Adică, ce-am făcut? Adică, băi, acum am primit un telefon de la domn director și a spus că dacă am văzut un șobolan și un pește, băi. Și eu i-am spus că dacă cumva e Sky și Draculas. Și el a zis că trebuie să vă bagi în detenție. Mă, ce? Cumva ați bătut o profesoară de biohazard sau cum se cheamă materia aia și l-ați denervat, ați fumat cumva în clasă. Nu? Nu, ia veniți încă la domnul porc să vă arate ceva. Îl bat? Nu, îl bat? Ce să-l bați, mă? Dai una! Așa! Fugi până i-a dormit! Fugi, bă! Fugi, Draculas, fugi! Draculas, coborâm jos, fugim, ce facem? Bă, trebuie să fugim, fugi repede! Hai să nu ne prindă, să nu ne prindă! Oh, nu! Schimbi de top, yes! Cumva faceți prostii în școala lui Schimbi de toaleta de știință? Nu! Ia veniți în coace, gata, detenții! Nu! Sky, nu! Nu! Bă, Dracula, ziua 100 la detenție, mă! Na, din prostia ta, când puteam acum a mea? Acasă, bă, să ne jucăm pe calculator, să postăm pe YouTube. Dar nu, bă, tu la școală, în detenție! Prostia mea? Păi tu mi-ai dat să... trag din chestia aia. Mami tale de șobolan. What? Ok. Bă, ce facem, mă? Uite bambanul ăla roșu, ce vrea de la noi?
Băieți, eu sunt nou paznic al școlii. Că celălalt paznic nu știu ce pățit, dar s-a simțit foarte rău și a murit săracu. Deci eu sunt nou paznic și nu, gata, aici trebuie să stați, spune gata detenția. Doamne, pă, mor de plictiseală. Uite, ăștia să-i adiu stat înaintea noastră în detenție. Așa o să ajungem și noi. Da, din cauza ta. Mai bine ia o bere, ești de bun la cap. Bă, tu ai găsit o bere? Da, uite aici, beri. Ia. Ups. Aoleu, bă, mi-ai dat-o din cap. Aoleu, n-avă. Au, bă, ești nebun. Ne batem cu berea, ești de bun la cap. Lasă-mă, bă, că eu vreau să beau berea. Eu te bat cu berea, mă. Nu-i căruța ca merțanu, dar cu ea îmi câștig banu. Bă, tu te-ai învățat, mă? Da. Ia, da, cu ea, stai în capă, stai în capă, stai în colț. Deschide gura. Deschide gura. Prinde, prinde, prinde. Bă, am niște cioburi prin dinți, stai bună. Bă, Draculas, cred că o să stăm foarte mult timp aici. Bă, Draculas, mă. Bă, ce? Unde sunt? Bă, iarăși în detenția asta, bă. Încă în detenția asta nebună. Na, bă, ți-am spus că nu trebuia să băgăm vape la baie când îi bagă ăștia în detenție, dar tu nu, ți-am spus că trebuia să fim niște elevi conștiincioși. Cam cu toții știm că din cauza ta am ajuns aici, dar e în regulă, e în regulă, ce să zic, e în regulă, te cauza iert. Mea, rău. Te iert, Draculas. Bine, bă, tu mă ierți, nu? Tu mă eu te iert. Bă. Bă. Bă, tu, da. Bă, bă, dă, bă, pâinea aia încoace. Lasă pâinea. Bă, nu bea. Bă. Nu mai bea pâinea. Adică nu mânca. Nu mânca, mă, sticla, că nu-i bine să o mănânci. Stai, mă, hai, mă, să ciocnim, pentru că altceva n-avem ce face, hai. Mă rog, pentru o detenție frumoasă. Dă-i pe gât. Bă! Bă, l-am spart. Pe oricum nu mai aveai ce să bei. Sky, da. Trezește-te la realitate, detenția asta ne mănâncă. Adică, serios. Bă, ce? Uită-te la colegul nostru din detenție, ieri avea bă. Și el carne pe el și săracul o vrut și el din bucata asta de pâine și nu ne-am dat. Bă, mamă. Mai ești bine? Bă, băieți, ajutați-mă, vă rog. Te ajutăm, frate, uite, vrei, ce vrei de pe masă asta? Cred că are nevoie de pâinea asta, că, nu știu, pare cam înfometat. Ia, bagă-mi. Hai, bă, tu dai pâine, bunătate de pâine. Bă, trebuie bă, să mâncăm noi, nu știm cât o să mai stăm în detenția asta, Sky. Bă, dă pâinea asta. Nu, nu, trebuie să fii un bun și să dai și la alții. Bă, dă înapoi, Dracula, stă. Doamne, ce fomist. Ce să vezi, am mâncat. Bă, lasă-l, bă, că și așa săracul nu mai are nicio șansă. Uite puțin la el. Uite-te, m-a rămas șocat că ai mâncat pâinea, efectiv, uite ce șocat e. Lasă, bă, Sky, bă, trebuie să înțelegi că e gata. Băiatul. Doamne, no. Bă, stai, o venit cardianul. Domnule cardian, dați-ne drumul. Dați-ne drumul, vă rog frumos, vă rog. Am venit să vă spun că e gata detenția. A stat o noapte aici, bravo, felicitări. Dar încep orele în 5 minute. Așa că m-a chemat, a spus directorul să dau drumul elevilor de la detenție. Bă, scăpăm. Dar ce ore avem azi, Da, chiar, uite, Sky zice foarte bine. Am vrea să știm ce ore avem. De ce? Oricum trebuie să mergeți la ele. Da, știm, dar suntem curioși să știm ce să ducem cu noi. Exact, și așa noi nici n-am apucat să ne luăm cărți, caiet. Uitați, colegul nostru din spate chiar e foarte curios ce... Da, chiar. Bă, vino și prefătic, ești curios. Uitați-vă la el, vedeți? Ups. Poftim și-o pâine. Ok. Păi aveți 5 ore de matematică, cu vreo 4 ore de fizică și what? 3 ore de biologie, da. Eu nu mă duc. Bă, Sky, pregătește pumnii. Da, domnule gardian, acum venim, stați puțin. Mamă, Sky, poți să iei pâinea aia de jos? Da, stai că iau pâinea asta de aici și ne ducem la ore după. Am glumit, pleacă, bă, de aici! Aileu! Hai să scăpăm, hai, Draculas, hai. Aileu! Bă, Bambanu, profesor, el e de gardian azi. Bă, ăsta e profesorul nostru nou de matematică. Îi dau și ăsta unul, zi. Bă, fii atent, plan. Îi dai una și eu mă duc și deschid ușa. Să zboare afară? Ca... Da. Okay. Și după aia vedem noi unde fugim, haide. Bun, la trei, da? Da. 1, 2, 1, 3, dai, pleacă băi aici! Uai, uite, o picat! Ce bătă, scoate-l pe afară! Scoate, dai gură! Hai să-l ascundem, ascunde-l acolo să nu vadă nimeni că a murit. Chiar bă, stai puțin și pe lângă asta stai. Ce faci acolo? Trebuie să scăpăm de evidenție, am dat foc la profesor. E dat foc, bă, o să iei foc, bă. Hai, Dracula, să mergem rapid. Haide, repede. Dracula, deschide. Bă, zi, unde crezi că ne-am putea ascunde? Bă, mai ții minte sus la etaj că este un etaj care este foarte întunecat? Acolo? Nu știu dacă e cea mai bună idee.
Bă, tu vrei să faci matematică, fizică, chimie și biologie toate în aceea zi și am avut și teme și nu mai și ascultă. Sincer nu, dar doar acolo putem scăpa, adică n-am putea cumva fugi sau pleca în altă parte? Nu, okay. Nu mai există altă cale. Bine, Dracula, stai că te ascult, dar sper să nu dăm, să nu o dăm în bară. Hai. Nu, bă, Sky, crede-mă pe mine, acum sunt încă la pușcărie. Dacă eram niște elevi cu minți și mergeam la ore și învățam și ne făceam temele, nu ne-ar fi interesat, dar din dată ce suntem niște chiulangei, suntem ca pușcăriașii. Putem suntem să fim, bă, cei mai răi. Ca și criminalii putem fi puși. Bun, Dracula, hai, am încredere în tine, hai, ușor, ușor, bă, să nu ne vadă nimeni. Da, bă, trebuie să vedem unde-i ăla aici. Bă, aici este. Ok, da. Dracula, fii atent, mergi tu întâi pentru că a fost ideea ta, haide. Bă, cred că vine, cred că vine un profesor din sus. Draculas, închide ușa, închide ușa. Zici cineva acolo? Nu. Bă, bun, trebuie să vedem pe unde mergem. Haide, ușor, trebuie să vedem pe unde mergem, haide. Ușor pe aici. Bă, Sky. Bă, ai spirit ușor. Ascunde-te. Bă, repede, rapid. Uite pe aici, cred că hai să mergem încoace. Mă, ce e ăsta, Draculas? What? Asta, bă, nu pune mâna ca asta, e capcana spiritușilor. Dar l-am luat, înseamnă că voi fi posedat? Bă, nu! Bă, nu, ia dat, bă, mâna de pe el! Bă! Aoleu, Sky! Hai, unde ne ascundem? Uite, bă, am la baie, ceva. Repede! La baie? Stai, unde e baia? Bă, nici nu merge ușa asta! Bă, aici? Cred că vine spiritușul din spate, ascunde-te aici! Hai, ascunde-te, stai, liniște! Dracula, uite, eu mă ascund aici! Aici! Bine! Bă, stai acolo, da? Okay. Stai acolo, că eu mă duc să mă ascund aici! Ok! Bă, trebuie să mă ascund aici! Aoleu! Dracula, ești bine? Da, bă, m-am ascuns și eu la baie. Ok, m-am ascuns și eu. Aș vrea să fiu un spiriduș, covioară și un arcuș. Sky! Da! Dracula, ești bine? Nu! Dracula, ce se întâmplă? Nu! Sare pe mine! Mă bagă în sac! Nu! Pune mâna la gură! Nu! Dracula? Mamă, fraților, oare ar trebui să merg să-l ajut pe Dracula? Probabil nu, dar e pentru că e prietenul meu, am să mă duc să-l ajut. Ia să vedem. Hai! Dracula? Sky! Dracula? Bă, a fost prea puternic! M-a prins! Era urât și albastru! Urât și albastru! Nu, eu să mă ascund! Închide ușa, vine după tine! Nu! Nu! Să fiu un spiritus! Nu! Covioară și un arcuș! Ce vrei de la mine? Vreau să te duc la casa mea din pădure. De ce? De ce? Vreau, eu nu am prieten, nimeni nu vrea să fie prietenul meu. Eu coace! Nu, lasă-mă pace! Cioc. Nu, lasă-mă să mă cac! Nu! Nu, dă-te leacă mai încolo! Bă, Sky, auleu, ești nebun? E cineva aici rău care vrea să ne facă rău. Bă, acum ești de partea mea? Un spirituș mare și albastru aici și vrea să ne mănânce. Hai că închid ușa, da? Închid ușa, hai! S-a blocat ușa! S-a stricat ușa! Bă, te apăr de spiritușul albastru, da? Da, e sigur mă aperi! Da, bă, da! Cum să nu? Ok. Bă, da! Sky, ce-ai zice dacă ai venit la mine în casa din pădure? Au, ce-ai făcut, bă? O să te fur pe tine și Dracula, fiindcă asta pățesc copiii care chiulesc de la școală! Bă! Bă, Dracula, unde am ajuns? Ce naiba? Bă, ne-o furat spiritușul! Din vina ta, bă, dacă vrei să chiulim și nu vrei să fim niște elevi, să mergem la ori cum merg toți! Vedeți, copii, ce se întâmplă dacă chiulizi la școală? Păi, ce e aici, mă? Suntem prinși! Ce vreți de la noi? Bă, ăsta e ritualul spiritușilor, uite cum se uită la noi cu poftă, au toți spumii la gură, cât că vor să ne mănânce! Ce vor de la noi, că nu-mi dau seama? Rem, o vioară și un arcuș! Ce vioară și arcuș? Să vă dăm când avem serios? Așa ceva? Asta merită toți elevii care chiulesc de la școală! Acum o să vă ducem la casa din pădure, ca să vă mâncăm! Ce? Nu! Bă, ce? Nu, nu ne mâncați! Mâncați-l pe Sky, el e mai delicios, eu nu sunt... Nu e adevărat! Eu sunt scârbos tare! Eu sunt o capibară, el e o pește, mâncați-l pe el, ce naiba? Bă, nu, lasă. Bă, Sky, trebuie să iei una pentru echipă, ți sacrifici tu ca să trăiesc eu! Nu, e regulă, nu, mulțumesc, Draculas! Bă, trebuie, bă, fii atent. Am o idee, fiți atenți. Nu ne mâncați și Sky a promis să fie sclavul vostru și o să scap de aici. Ideea asta nu este bună și n-am promis așa ceva. Nu. Tăcere! Bine, nu vă mâncăm, dar cu condiția să fiți sclavii noștri să faceți ce vă spunem. În primul rând o să vă eliberăm de acolo și trebuie să căutați o bombă ca să distrugeți drumul ca să putem merge la casa din pădurea noastră din România. What? Pădure în România?
Da, bă, de la școală eram în detenție și uite puțin unde am ajuns. Ok, bă, ne băgăm, ne băgăm. Dracula o să fie sclavul vostru toată viața, dacă ne lăsați să scăpăm. Bă, dar și tu, bă, nu mă doar Draculas. Greu. Bă, doar Draculas. Nu-i adevărat, Sky a spus că își dorește două veți la rând, toată generația lui Sky. Mă, ce, nu? Mințește. Bun, vă rog, scuză-l. Da, deci eu, vă rog. Ca tata cere. Vreți să vă mâncăm? Ia spuneți. Nu, dați-ne, dați-ne voie să scăpăm, vă rog. Bine, puteți scăpa și aduceți o bombă, repede. Okay. Vă dăm 5 minute la dispoziție. 5 minute? 10, bă, o spus, tu n-auzi? Ah, scuze, aud invers. Ia, Draculas. Uite, am o armă. Rapid, să nu vadă, să nu vadă, să nu vadă. Bun, acum aduceți, căutați o bombă, uitați. Păi, spiritușilor, n-am putea noi muta asta cu mâna. Serios. Cumva vorbești peste noi? Nu, mă iertați, acum trebuie să aducem. Hai, bă, Sky, mergi, trebuie să aducem ceva, o bombă, ceva. Bă, ce văd acolo? Ce? Bă, din Minecraft. Hai să batem, hai. Trage, bun. Bun. Bă, Draculas, tu chiar vrei să le aducem o bombă sau vrei să scăpăm? Normal că vreau să scap, tu crezi că pe mine m-a născut mama să ajung sclav la spiriduș? Nu, uite ce scrie aici, B încoace. Bă, tu nu vezi că scrie C? Scuze, C, ok, C. Aici repede, aici pe ieșirea. Bă, ce pe aici? Ce e ăsta? Miroase urât, bă, e putrezit. Păi stai că am găsit aici o carte, ceva. What? Dă-ți să citim. Ia, citește-o. Ceva aici. Citește-o, hai. Aveți grijă la spiritușii albaștri, că dacă vă prind, o să vă pună blestemul spiritușilor albaștri pe capul vostru și nu o să mai puteți scăpa niciodată în viața voastră de ei. Tu glumești, nu? Tu așa scrie. Pe bune? Și aveți grijă. Da, uite așa scrie. Păi Sky, nu cred că e bine. Bă, eu zic să distrugem cartea asta, tu ce zici? Distruge-o, distruge, stai că o distrug eu, frate. S-a distrus, gata. Dă-i, bă, data viitoare tăi cu nucleară în ea. Nucleară? Oh, bine, data viitoare dau cu nucleară. Îmi pare rău că am spus asta. Bun, hai să fugim de aici. Hai, uite, stai, dracule, am mai găsit ceva aici. Ce? Nu merge, e blocat. E blocat pe viață. Bă, nu cred că merge, cred că e blocat. Cineva a blocat de afară. Okay. Bă, trebuie să mergem, haide. Hai să scăpăm, hai. Adică să nu scăpăm, să mergem să căutăm bomba, corect? Căutăm bomba, corect? Uite ce bine spuneți, Sky. Da. Ce faceți aici? Căutăm șeful bomba. Șeful nostru? Căutați bomba, nu? Uite, tu vezi puma asta de la gură? Tare aș mânca un șobolan și un rechin. Nu. Deci, Sky... Repede, bă, pe aici, nu, da, bine, căutăm bomba. Da, am vrut să căutăm bomba, fiind opăscă, hai să căutăm bomba. Hai să căutăm bomba. 5 minute. Ok, hai, Draculas, hai. Fii atent, bă, asta este, trebuie să acceptăm soarta că o să fim sclavilor, trebuie să mergem să căutăm bomba. Îți promit eu că nu o să fim și o să scăpăm, Draculas. Nu mai avem, bă, ce să scăpăm, bă, nu mai putem, haide. Nu că scăpăm. Draculas, pe anjit! Acolo, bă! Tu, Draculas! Cu siguranță este și o bombă acolo, trage! Băi, cu acid, cu alea! Bă, că dau cu... Și-n față! Bă, și-n față, uite, scrie tu! Bine, Draculas. Bine, bă, Draculas, ești bun, chiar îmi place, bravo. Și tu ești bun, frate, Sky. Mersi. Aș pupa pe fața ei de șobolan, dar n-am tot n-o să fac. Bă, un creeper! Bă, a murit. Bă, Sky, frate, Sky, haide. Bă, trebuie să acceptăm soarta, că trebuie chiar să găsim bomba aia, că n-avem cum să scăpăm din pădurea asta sfințită de spiriduș. Tu-ți dai seama că ăștia au pistit tot și acum aș uită la noi? Deci, uite, nu, un copac! Bă, ce? Ce? Un spiriduș, bă, s-a uitat la noi din copac. Oh my god, și am vrut să scap acolo prin copac, ești nebun. Uite, vrăjitoarea. Vrăjitoare, stai puțin, Sky. Avem de ales. Ori alegem să fugim și posibil să ne prindă spiriduș și să ne mănânce oasele, ori alegem să ne batim cu vrăjitoarea și să ducem bomba la spiriduș, numai că e posibil să ne transforme în cârtițe. Bă, ce zici să ne batem cu vrăjitoarea și gen, fii atent, încercăm mai târziu să scăpăm când avem o oportunitate mai bună. Aia zic, bun așa, da, hai. Îmi place de tine. Îi dăm, îi dăm în gură, hai! Dai, la vrăjitoarea asta păcoasă! Bă, creeperi! Draculas, aici! A luat bomba, bă, vino creeperi. Cu a! Unde? Bă, unde? Vino cu a, frate Sky, vino cu a! Hai, ducem bomba înapoi! Hai, mamă, ce ducem bomba! Bă. Ai grijă să orice ai face, să nu ne împiedicăm să cădem cu ea! Doamne feri să facem așa ceva, doamne feri, Draculas, să nu îndrăznești să te împiedici și să pici! Da, bă, da! Pune-o frumos! Dracula spune jos bomba încet! Da. Bă, ajută-mă, bă, că e cam grea. Stai, o țin, ajută, o țin. Draculas. Bă, ce ai făcut? Draculas. S-a scăpat cu bomba, bă. Dai bomba. Bă, pune. Bă, Draculas. Sky. Ce se întâmplă, Draculas? Ok.
What? Unde mă aflu? Bă, Dracula, trezește-te! Bă, Sky, bă, nu mai vorbi atât, vreau să dorm, că imediat trebuie să mergem la ore. Dracula, unde ne aflam? Stai un pic. What? Bă, ce? What? Bă, Dracula. Suntem la bunica ta la țară, ce aici? Nu, stai un pic, ceva s-a întâmplat. Nu știu de tine, dar eu am avut un vis foarte urât, cum că am fost cu spiriduși în pădure și am explodat și nu știu ce. Bă, ce? Păi și am avut același vis. Bă, Sky, nu. Asta înseamnă un singur lucru. Nu. Eu prin spiridușii. What? Și de ce ne-ar duce aici acasă, la bunica? Ești nebun? Bă, aici la ei, în casă din România. Bă, mi-am amintit acum, noi am dat cu bomba. Na, bă, vezi dacă te ulim ce înseamnă asta. Oi, de capul meu, dracu, așa cum ce facem? Cum scăpăm? Stai un pic, stai. Scăpăm? Bă, crezi că mai există scăpare? De acum o să toată viața noastră o să lucrăm pentru spiriduși. Nu. Stai un pic, ceva miroase urât. Bă, tu cumva te-ai pișat în patul ăsta? Nu spune nimănui. Bă, stai, bă, tu ești nesimțit. Aaaa, Draculas, ce ai făcut? M-ai rupt în două. Bă, Draculas, mă, mi-ai dat cu ranga în cap, că am dormit din nou, ești nebun la cap? Iartă-mă, fratele meu, Sky, nu uite. Nu știu dacă să te iert. Ce? Ia. Un pahar? Eu duce aici un pahar de ceva. Un pahar gol de nimic. Hai să dau pe gât. Hop, l-am dat direct pe gât. Bă, nu știu, am eu... Bă, bă, ce asta, sudoare de spiriduș? Fui, tu ce ai băut? Ok, nici n-am să întreb. Nu vreau, nu întreba, te rog. Bă, bă, trebuie să... Mi-e cam foame. Bă, de ce casă avem? Ia, ce? Wow, mamă, ce șmecher. Bă, bă, noi chiar suntem în România, la țară, ești nebun? Da, pe asta spun, hai, ce iau șmecher. Un loc aici. Hai, mâncăm ceva? Iau un loc acolo. Da, iau un loc acolo. Hop, bă, uite, ce avem, pâini aici, ce s-a ne-au făcut spiriduș și pâine. Mamă, ce șmecher. Pâine făcută din sclavii de erau înainte. What? Eu sper că nu. Bă, nu mânca. Bă, oare e ceva în frigider? Nimic, gol. Băi, na, gol? Bă. Da. Eu cred că e o capcană, Dracula. Eu cred că e o capcană. Nu mânca și n-atinge nimic. Hai să ieșim afară. Uite, uite. Ce? O fi asta la ce cântă spiridușii? Da, bă, asta e vioara și arcușul. Bă. Fii atent, hai să le ascundem să nu știi niciodată de dacă în frigider. Treabă. Mamă, fii atent! Și așa fac, așa, asta e scăparea, ăsta e biletul nostru de scăpare. Luăm ăsta și fugim cu mașina. Oh, vrei să scăpăm cu ăsta? Că eu să vină după noi, că au nevoie de ăsta să cânte. Da, bă, tu-ți gândești dacă vindem asta când îmbogățim? Bă, putem vinde vioara și arcușul spiridușului, bă, imaginează-ți doar. Da, bă, și după e gata cu ei, se termină. Da, hai facem asta. Bine, facem asta. Dar mai întâi, hai să, fii atent cum facem. Ce facem? O furăm și fugim. Unde? După ce facem o sarcină, să nu bată la ochi. Ah, ok. Hai să vedem ce sarcină vor spiridușii să facem. Bă, acum realizez că aveam aici întrerupător, uite. Nu știam de ce așa de întuneric, bă, Draculas, bă. Lasă aprins să le consumăm curentul. Iar, bă, aprinde peste tot. Aprinde, Draculas, așa. Super. Aoleo. Bună dimineața. Mamă, bună din România, chiar că bună dimineața. Uite, spiridușii. Bă, ce mocirlos se aude. Bună dimineața, spiridușilor. Aș vrea să fii un spiriduș cu o vioară și un arcuș. Mamă, spiriduși ăștia. Ce vreți de la noi? Bun, primul pas, dacă nu vreți să fiți mâncați, trebuie să aduceți foarte mult pește, că nu este foame. Voi credeți că aici o să stați pe gratis la muncă cu voi? 12 ore de muncă pe zi și 12 ore de muncă pe noapte. Cum vi se pare? Mă, ce? Cum? Adică și când mai dormim? Ba, vrei să dormi? Munca te face patriot. Bă, eu cred că-s comuniști, spiriduși. Serios, sunt nebuni la cap, sunt așa, capul este gol. Bă, da, bun, și am o întrebare, vreți să mergem la pescuit? Da, și să aduceți foarte mult pește, haide, aveți la dispoziție 10 minute. 10 minute? Cum să prindem un pește în 10 minute? Bă, dracul ăsta, mai pescuit în viața ta. Dacă mai pescuit, bă, sunt un rechin, la ce te gândești? Tu ai fost pescuit toată viața ta. Da, bă, e cam stricată mașina asta. Hai. Și merge foarte greu în mocir la asta. Lasă că putem. Că ne descurcăm. Ne descurcăm, numai du-te încet să-mi facem accident, Draculas, bine? Da, bă. Draculas, bă, oprește de frână! Bă, Draculas, n-ai frâne! Bă, frâne, ce zic? Bă, tu ce, te înneci, mă, că tu ești pește? A, da, chiar, eu pot vorbi sub bă, apă. Doamne, cum de poți tu vorbi sub apă? Bă, eu cu șmecherie, mă, am învățat, fii atent, deci, bă, dacă bă, ne prinzi spiridușii... Bă, gata, ups, gata, bravo, mă. Bravo, mă, chiar îmi făceam griji că dacă ne prindeau spiridușii că am distrus mașina, era groaznic. Bă, ce-i ăsta, mă, căcat? Nici n-am să întreb. Bă, nu mânca, mă! Bă, n-am vrut să mănânc, ho! Bă, m-am crezut că te uitai așa cu poftă la el, am zis că nu mai reziști. Nu știu dacă am încredere în tine să fii aici la volan, dar haide.
Bă, mă descurc eu, stai calm, frate, da, am văd, văd, în Guatemala. Văd, au! Bă, trebuie să găsim locul de pescuit. Tu ne-ai auzit ce-o spus Spiridul și aia că în 10 minute dacă nu ducem pește, ni mănâncă ei pe noi. Da, hai odată cât mai rapid. Ți-a mai bine stăteam la matematică și fizică. Bă, nu știu ce să zic, decât cu Spiridul și parcă mai bine matematica, parcă. Aia zic și eu, bă, trebuie să fie pe aici un ponton undeva ca să putem pescui. Hai mă, dracu, las-mă că se termină timpul. Se termină bă, timpul. Bă, acum, repede aici, pe barcă, bă, trebuie să... Rapid, hai cu barca. Barcă. Hai, bă, nu ce faci, bă, cum ești așa de forțos? Bă, bă, dai găurită barca. Bă, o rup mai rău. Bă, ce fa... Bă, Dracula, mă! Bă, bă, trebuie să ai încredere în mine, că putem cu barca. Hai, vină un coace. Cum să... Cum să nu până acolo, că mi se udă blana, mă? Asta contează, bă! În 3 minute o să fim mâncați de spiriduși dacă nu le aducem un pește, oi, ceva. Dracula, oi, dar se scufundă, bă, ești nebun la cap? Nu se scufundă, bă, și acum trebuie să mă gândesc la undiță. Mamă, fii atent, rămâi aici, mă duc să aduc un băț și un cârlig, fii atent. Bă, nu mă lăsa aici, mă, că mă scufund și mă nec, ești nebun la cap? Stai, bă, calm, bă, stai acolo până aduc eu undiță, stai așa. Bine, Dracula, haide. 5 minutes later. Dracula, ce tot faci acolo? What? Super undița de pescuit, da. Ce undiță ai, mă, Dracula, bă, ești normal la cap? Stai, bă, că o aduc acum, fii atent cât pește prindem. Ce pește prins cu ăsta? Prins bă, pește. Prinde, bă, undița. Bă, unde, bă? Bă? Aici, stai. Doamne, iartă-mă. Fii atent, și bă, cum vrei să pescuim cu ăsta, mă? O pui, uleu. Bă, 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 fii atent. Bă, au, 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 bă, mă nec, Draculas, mă nec, Draculas. Draculas, Draculas. Ce fluturaș frumos. Bă, ce fluturaș? Bă, ce? Nimic, 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 nimic. Ok. Bă, Sky, fii atent și pui așa undița aici, fii atent. Și okay, pescuim acum. Fii atent cum prindem, da? În 3 secunde. 1, okay. 2, 3. Ta-da, ta-ra-da-da! Ua, ce șmecher! Uite-l ce frumos este! Uite-l, strigă după gata, ajutor! Bă, cum să strige peștele după ajutor? Bă, bă, bă! Ajută-mă! Bă, bă, trage ceva în apă! Bă, bă, Draculas! Bă, salvează peștele, lasă-mă! Vine! La, dă-mi peștele! Bă, așa, bă, peștele, bine! Bă, ne-am scufundat, Draculas! Draculas! Bă, salvează peștele, bă, ceva trage barca în apă! Bă, bă, unde-i peștele? Le-ai luat? Ajutor, ajutor, da, bă, ajutor! Da, l-am luat aici, nu coace! Ok. Bă, Draculas, dar tu cum te simți ca să-ți vânezi propria familie, neam, ce-o fi? Mă simt ca un canibal, da, asta este, trebuie să acceptăm soarta. Bă, nu mă cam, bă, 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 bă. A, da, bă, da, bă, iartă-mă, o lua nebunea. Bă, fii atent. Trebuie să dăm la Spiriduș. De ce să ducem la Spiriduș peștele ăsta? Că îl punem frumos aici. Bă, ce vrei așa să faci, Dracula? Stai un pic. Iei două bețe de jos. Ce vrei să faci? Oh, nu. Uite-mă cum stai aici. Trebuie. Bă, ce faci? Trebuie să ducem la Spiriduș, nu să-l mâncăm. Bă, bă, cu Spiriduș și tăi, bă, mi s-a făcut foame cât am stat să pescuim peștele ăsta și o să-l mănânc, crede-mă pe mine. Bă, ce bun arată. Bă, o să-ți dau dreptate, parcă și mie mi-e foame. Ce zici să-l mâncăm pe ăsta și pescuim noi altul pentru Spiriduș, ce zici? Ia bă, hai, bagă repede în tine, bagă la mați. Bă, bă, dar mă frige, mă frige, bă, vezi că e foc. Așa e în sălbăticie, nu mai ai prieteni, doar mâncarea. Cum îl mănânci, mă, tu ești nebun la cap, mă. Tăi, Dracula, smușcă-l de picioare, nu tot. Tot, dar are picioare, în fine. Nu contează, bă, mănâncă, mănâncă tot din el. Mai încet, mai încet, ho, 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 ce ți-e așa de foame, mă? Ah, ce bun a fost, bă, okay, mai rămas doar astele. Bă, acum hai să mergem să le spunem la Spiriduș că n-am prins nimic. Bă, dar o să ne prindă și o să ne omoare. Ați încălcat legea Spiridușului. Ați mâncat din mâncarea noastră. Acum o să vă mâncăm noi pe voi. Veniți încoace. Bă, Sky, trebuie să fugim. Draculas, Draculas, hai rapid, fugi pentru viața ta, fugi. Draculas. Bă, cred că o să o enerva și șeful Spiriduș mare. Bă, vine după noi. Cum facem? Da. Mergem repede la casa Spiridușilor și furăm vioara și arcușul și fugim de aici. Bă, vine Spiridușul după noi, bă! Dai că vine după noi, Draculas, vine după noi! Draculas, vine Spiridușul! Bă, ce-ai făcut, mă? În casă, în casă! Draculas, în casă! Rapid, 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 rapid! Intră în casă! Bă, bă, bă! Închide ușa, închide ușa, închide ușa! Închide ușa! Am închis, am închis, am închis! Închide, bă, bă, închide, dau cu ăla în cap, dau cu ăla în cap! Auleu, mi-ai dat cu aia în cap! Bă, ce se întâmplă? Bă, fii atent, Sky, fii atent, Sky, cum facem? Da. În portbagajul mașinii am văzut că Spiriduș și mai ține o bombă de rezervă. Luăm vioara și arcusul, dăm cu bomba. Bă, dar unde-i? Ce? Vioara, aici, mă. Bă, 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 b
Bă, așa, okay. Și o punem în mașină, hai cu mine, okay. O punem în mașină și fugim de aici și bombardăm toată zona asta de spiridușii. Să moară toți spiridușii, pentru că mă enervează, îi văd peste tot. Exact. Bă, așa. Uite că spiridușii, unde vine mașina, rapid, hai, Dracula, hai. Și mergem, bă, la școală. Așa, stai puțin să pun aici asta. Pune. O, m-a pus la volan. Pa, Dracula, spa! Dracula, zăi, dă-i, că vine după aici! Dracula, zăi, dă-i! Dă-i, ești prea vioara, fugi! Bă, nu prin apă, Dracula, ce faci? Rapid, ieși! Vine după noi, Dracula, spa, rapid! Ieși! Dracula, fugi pentru viața ta! Fugi pentru viața ta! Fugi, Dracula, unde-i? Unde-i bomba, unde-i bomba? Bă, am găsit vioara, uite! Ia, bă, a distrus mașina. Ia, rapid. Fugi, okay. Eu am luat vioara și arcușul. Bă, Sky, bă, da. Ajută-mă. Stai că m-am ascuns sub apă. După bomba. Bă, Sky, asta nu mai avem niciun drum. Ce se întâmplă? Ce cu coșmarul ăsta? Oh, Dracula, ne-au prins. Își vor vioara. Bomba. Uite, Dracula, acolo e bomba. Acolo e bomba, au ieșit. Adu-o încoace, Sky. Ok, stai. Acum, Dracula, stai. Stai că e tare grea. Adu-o bomba. Repede. Noi. Acum, mai dacă... Mai nicio șansă. Da. Trebuie să ridicăm... Dracula! Scala! Draculas! Bă, Draculas! Hai afară din foc! Hai afară, mă! Bă, hai afară! Hai! Dă mâna, hai! Draculas, haide! Tu nici măcar nu ții mâna aia să mă tragi! Hai, că-ți dau mâna, vreau să ieși! Uitați ce faceți, că nici măcar nu mă scoate din foc! Bă, gata! Draculas, mă, ești bine? Bă, tu mă ameninți cu arma în timp ce sunt în foc? Nu, că eu mă bag înapoi în foc! Bă, stai, bă, Draculas! Înapoi afară! Bine, bă... Stai puțin, bă, că abia m-am trezit și eu. Bă, Sky, noi ultima oară am dat cu o super bombă. Uite, bă, săracii spiriduși. Bă, ce s-a întâmplat cu ei? Deci, uite, a murit fiecare? Bă, cine l-a dus pe Gica aici? Bă, Gica, ești bine? Gica, copu. Bă, săracul cu Gica. Bă, arde Gica. Bă, scapă-t. Bă, am salvat. Ce ai făcut, mă, cu Gica, că mai trăiește? Mamă, Dracula, stai aici rapid. Dracula, trebuie să... Nu să mai trăiască. Ba da, Dracula, trebuie să îi terminăm suferința la Gica. Da, chiar, bă. Okay. Haide, Gica. Pentru fratele Gica. Gica. Bă, Nu se pe Gica, tu vrei să ne batem? Așa, lasă-l pe Gica. Fii atent, Sky, trebuie să-i facem frumos binecuvântarea lui Gica. Notre patrie, notre mio. Gica, nu! L-am pălit din... Papa, Gica! L-am pălit cât din zburat, da. Noi ne-am luat cu Gica, vină cu atât spiritușii ăștia, arduți-te la ăsta, săracu! Ăsta e jumate în pământ! Vreau să fiu un spirituș! Tu te mă mură aici. Bă, scoate-l, bă, uite-l cum face, bă, săracu. Bă, e turbat, Oleu, bă, sărac. Bă, Sky, ascultă-mă puțin. Da. Nu orice mișcă trebuie să-l omorâm. Nu, putem să-i salvăm, nu trebuie să-l scurmăm la tot suferința, mă înțelegi? Mă, Dracula, cred că nu mai ții minte ce s-a întâmplat ultima dată. Nu ții minte că spiridușii ăștia au vrut să ne facă sclavi și tu acum vrei să-i salvezi? Bă, ok, au vrut să ne facă sclav, dau și o suferință, bă, uite-te la asta. Chiar nu-mi pasă, Dracula, să ce suferă și... Așa. Bă, Sky, da. Trebuie să fugim cât mai putem de aici, că sigur o să vină tot spiridușii și o să se adune aici. Sincer, zici tu ceva acolo, bine. Bă, vină cu la Sky. Haide, Dracula. Trebuie săracul spiriduș aici. Da, Dracula, haide. Cred că ar trebui să-l bag eu în buzunar. Așa, l-am băgat în buzunar. Bă, Sky, ce faci acolo? Nimic. De ce? Bă, unde-i... Ce-ai făcut, bă, cu spiritușul ăla? L-am aruncat, gen... Ok. Așa. Ok. Bă, Sky. Da, mă, da. Vino încoace. Okay. Trebuie să vedem pe unde trebuie să o luăm. Vezi nămolul ăsta? Vezi? Da. Ce zici? Să urmărim drumul, gen, sau... Da, bă, putem face și așa, dar fii atent ca strămoșii noștri, trebuie să bași nisipul ăsta în gură, să-l... What? Dracula, spăl! Bă, tu nu mânca asta! Era ceva de cal, cred. Bă, tu ai mâncat cumva? Deci cuvântul cu B, dar nu-l spune că mi se face mai rău. Cu B, a, bălegar? Nu! Da, bă, era bălegar, dar... Da, bă, cred scuipă, că scuipă, să scuipă, Dracula, scuipă! Da. Nu mai am ce să scuip, deja l-am înghițit. O fă bun? Ce? Bă, nu mă mai întreba. Că mi se face mai tare rău. Bă, da. Fii atent. Ai tu dreptate, trebuie să ne luăm după urmele astea de mașină, vrei să spui, nu? Da, tu vezi că este steagul României acolo, gen, what?
What? What? Stai, bă, să mă uiți eu. Bă, asta înseamnă un singur lucru. Suntem într-o pădure din România. Da, dar asta știam deja. Iai, bă, și eu când te-am întrebat unde suntem, de ce ai spus că nu știi unde suntem? A, păi ți-am zis așa pe moment, că nu știu, că nu știu cum. Dar suntem într-o pădure. Da, păi lasă-mă, am în pace. Dracula. Bine, trebuie să facem, fii atent, frate Sky, trebuie să facem cu capul ce se întâmplă aici. Cu capul? Sunt niște... Da, bă, dacă buștenii ăștia sunt tăiați. Cum să fac cu capul? Să fac ca nebunul? Da, bă, gen... Exact. Ok. Bă, frate Sky, aici sunt niște defrișări ilegale din copaci. Posibil. Dracula, mașina, ce? Mașina. Bă, ai jos. Oh. Ce mașină e aia? Mașina? What? Mașina de poliție? Da, Dracula, e mașina de poliție. Văd și doi polițiști, Dracula, sunt doi polițiști. Domnii polițiști, vă rog frumos, șobolanul ăsta nebun vrea să-mi ia, o spus, deci nu știu cine este șobolanul ăsta, vă rog mult, salvați-mă de el. Dracula? Bă, Sky, vină încoace, că știu ce facem, ia-te după mine. Okay. Deci, am venit aici și nu am bubuit nimica dacă de asta ați venit. Stai, bă, că vrea să vorbească cu noi. Ce vrea să zică? Salutare, domnilor, am auzit o explozie și am venit să investigăm și am găsit și defrișarea asta de pădure. Bă, nu știu ce vrea nebunul ăsta. Nu, mă iertați, nu v-am făcut nebun. Da, și întrebarea mea este, ați văzut vreo explozie pe aici? Bă, da! Bă, Dracula, dă-i cap, dă-i cap! Dracula, dă-i! Bă, nu, ajutor! Dă-i! Bă, repede în mașină, bă, stai, trebuie să fugim, repede, urmă de aici, bă, repede! Dracula, lasă-mă să mă urc, nu merge! Aoleu, m-am uitat că sunt chisii portierele, numai aici ai deschis să salut! Deschide-o, Dracula, Dracula, așteaptă-mă, bă, ești nebun la cap! Bă, stai, bă, puțin, stai să-ți scot din portbagaj ceva, da? Ok. Bagă-te aici, repede! What? Unde? În mașină, gen? Aici. Nu, aici. Așa. Oh. Draculas? Draculas! Draculas, încetează! Draculas, ce faci cu mine? Draculas, unde mă tragi? Încetează, gata! Au, mă doare pina de capibara! Pă, cum m-ai dat într-un copac? Știu că e nasol, dar fii atent ce plan am, frate! Putem scăpa, să scăpăm de spiritușii ăștia de aici din România! Mergem la benzinărie! Ce benzinărie? La cea mai apropiată benzinărie de aici din România! What? Nu mai avem benzină sau ce vrei să zici? Bă, mă bagi în apă, ești nebun! M-ai spălat! Bă, trebuie să facem, să cumpărăm niște produse, să avem pe drum, să mâncăm, bă, Sky! Bă, Dracula, asta-i... Tu mă torturezi! Ia pune-te acolo să vezi cum este! Bine, pune-te numai! Bine! Pune-te! Tu conduci tu! Hai să vedem! Aoleu, ce nasol ești! Mă pare rău pentru tot ce a zis! Sky! Ai milă! Ai milă! Nu mă mai opresc! Mergem la benzinărie, da? Haide! La benzinărie cu Dracula, haide! Bine, hai, dă-i tare! Haide, Dracula, ține-te bine! Bă, Sky, bă, te rog eu mult, bă, nu mai pot aici, uite luna cum arată. Dracula, gata, încă un pic și ajungem, încă un pic răbdare. Bă, că de 7 ori în continuu spui că încă un pic trebuie să mă duc la baie, bă, am făcut pe mine de 7 ori. Pe tine, de câte ori, 7 ori? De 7 ori, bă, pe tu tot îmi spui că oprim și n-am mai oprit. Uite că am ajuns, bă, gata. Gata. Leola. Stai că cred că am blocat mașina, Dracula. Oh, Dracula! Bă, stai că avem o problemă! Bă, ești bine? Dracula, stai afară cumva! Ajută-mă că mi se toacă oasele aici! Nu știu ce să fac, stai că încerc să te scot din mașină! Spar oasele! Bă, fii atent cum faci! Dă cu pumnul în mașină ca să o muți! Oh, stai, ok, Dracula, ok, ține-te bine! Bă, Sky, bă, dă-l mașină ca să mă muți! Ține-te, Dracula, ține-te! Mă țin, da! Așa! Dracula, să-ți ține! Bă, chiar nu a funcționat! Bă! Dracula, ce s-a întâmplat, Dracula, ești bine? Bă, Sky, bă, stai că vin acum, bă, Sky! Ia, uleu! Bă, mașina e bine! Bă, mașina, pe tine de mașină te interesează? Stai, mă, frate, doar vreau să mă asigur că este în regulă, că altfel ce facem? Oh, nu. Oh, cred că e distrusă toată, Dracula. Eu am toate oasele dislocate în corp, sunt ca un pui dezosat. Știi cum arată un pui dezosat? Da. Da, fix așa sunt eu acum, în momentul de față. Bă, mă bucur că ești tu bine, îmi pare rău de mașina, asta este. Oricum era dusă.
Bă, Sky, bă, acum, bine, nici nu mai contează, o să luăm taxiul. Hai să mergem, că, bă, fac venit, trebuie să mă duc urgent la baie, frate, și trebuie să cumpărăm și noi o apă, un suc, o ceva. Haide, dracule, să mergem la baie. Bă, fii atent, și așa bine că am scăpat de mașina de poliție, că era furată, totuși. Adică gen... Era, a, da, am vrut să te întreb dacă chiar era furată, dar am uitat că împreună am furat-o. Corect. Bă, Sky, uite, da, ce? Uite, știi că de ziua ta ți-am mâncat tort, uite, la mulți ani. Mulțumesc. Oh. Bă, aoleu. S-a adus. Bună seara, doamnă. Bună seara. Deci eu sunt aici cu Sky și am vrea să cumpărăm ceva. Aoleu, de unde ați mai apărut și voi? Oh, nu bă, cred că Sky. Este încântată să ne vadă. Bă, femeie! Aia spun, dă-i Sky, dă-i! Dă-i! Așa. Acum îmi spun că putem fura totul, nu? Bă, da, dar avem vreo 5 minute să ne cărăm de aici până nu vine poliția, că am omorât-o. Bă, la asta este. Aoleu. Bă, Sky, bă, fac pe mine, bă, trebuie să mă duc urgent, mă înțelegi? Mă duc la baie urgent, nu-mi pare rău, nu, chiar nu mai pot, frate. Ok, dar închide ușa după tine, gen, pentru că așa este frumos. Așa. Da, bă, doar tu te, toamne, nici măcar la baie nu mă lasă. Rapid, draculească, o să vină poliția. Da, bă, încerc cât de rapid, bă, dar nu găsesc hârtie igienică pe undeva pe aici. A, cred că am găsit-o. Aici, auleu, bă, stai puțin, bă, că nu știu ce fac aici. 5 minutes later. Mamă, frate, Draculas nu mai este niciodată de la baie. Bă, ce faci, mă? Ce faci acolo înăuntru? Bă, am găsit aici un tomberon, dar nu știu la ce ar trebui să-l folosesc, bă. Nu știu să folosesc. Fii atent, frate, că-ți bag eu aici un cadou, frate. Ce? Ia. Ia, frate. Igienică? Da, bă, da. Hârtie igienică. No, așa se trebuie dacă nu mai ești de la baie niciodată, vezi? Aoleu, bă, ce-ai făcut? Stai să mă ridic. Na, mă, na, poftim. Așa ți-a trebuit. Bă, Sky, bă. Așa ți-a trebuit. Gata, bă, vrei să o mai folosești? Da, no, ai stricat acolo. Tu ai stricat, ai înfundat o WC-ul, ai făcut dezastru acolo, mă. Da, bă, vino. Stai, bă, vino un coace, da, unde? Da. Vino, arată-mi unde am făcut dezastru aici, Sky. Bă, nici nu vreau să ridic capacul de la WC-ul, dar bă, spală-te pe mână, mă, după ce ai făcut la baie, te speli. Stai, bă, că le ridic eu, stai așa. Nu, nu, e în regulă, dar cu asta e în regulă. Hai, bă, deschizi înapoi ușa, bă, vino un coace, da, să-ți arăt, da, că nu-i stricat, uite, tai să trag apa. Trage apa. Ți-am spus că e stricat, bă, trebuie dezastru, să mergem afară. Hai să mergem afară. Ia, eu iau punga asta de eu chipsuri. Eu iau peștele ăsta, că nu. De fapt nu, stai, eu, și eu iau un chips. Bă, nu mai bine, nu-i mai logic să iei sticla de cola, și așa am avea ce să bem? Bă, da, bine, hai dreptate, hai că l-am luat sucul. Hai, dracu' ăla, hai! What? Omul de la geam? Omule de la geam cu familia ta? Familia de la geam! Familia de la geam? Bă, dar ăștia nu cumva sunt răi? Nu știu. Bună, bună seara. Bună. Salutare, băieți. Eu sunt omul de la geam. Și am venit aici cu familia mea, că căutăm ceva de mâncare. Și noi nu știm să avem grijă de bebe de la geam. Și uite, numai bine v-am găsit pe voi doi, ca să aveți grijă de el. Ce spuneți? Da, cred că Dracula chiar ar dori să aibă grijă. Da, nu. Deci Sky, am vorbit cu Sky, o spus că ce i-ar plăcea să fie de dacă. Gata, eu plec de aici. Dracula i-ar plăcea lui Dracula. Nu, bă, vino coace că vrea să ne mai spună ceva. Ce vrea, fratele? Ia. Cred că nu mai aveți nicio scăpare de aici, da, dragii mei, Sky și Dracula. Uitați-vă la bebe de la geam. Eu și cu soția mea de la geam nu știm să avem grijă de el. Uitați-vă la el cât de drăguț. Doar uitați-vă ce poate să zică. Da? Ce vrei să spui, bebe de la geam? O să vă mănânc piciorușile alea și o să fac din oasele voastre coliere la gât. Bă! Parunc cu ăsta după tine. Ce să mai arunci, Sky? Bă, Sky, parunc, da, depărtează-te, da, ușor, da, ușor și fugi. Hai, fugi, Draculas, fugi, fugi. Fugi pentru viața ta, Draculas, pentru... Fugi. Ah, Draculas, m-a prins! Ah! Sky, Draculas, vine după noi, Draculas! Draculas! Ce puternic ești! Fugi, fugi, pădure! Fugi, pădure, nu, m-a furat, Draculas, m-a furat! Mă fură și pe mine, nu! Ai, de capul meu... Bă, Sky! Sky! Da! Bă, trezește-te! Oh, nu! Bă, Draculas, unde suntem? Draculas! Ia-mă, brațe-mă, Sky! Hai! Ce se întâmplă? Unde suntem, bă? Unde suntem? Îți spun eu ce s-a întâmplat. Ți-am spus că trebuia să plecăm. Dacă n-ai fi dat cu grenada aia la baie, am fi fost plecați, bă. Și am avut ghinionul, fix în seara aia, să vină familia omului de la geam și să ne prindă în benzinărie acolo. Oh my god, Draculas, da. Iar știi ce nu-mi place, mă? Mereu dau vina pe mine, gen, zici că eu am dat cu grenada, de fapt tu ai stat în baie jumătate de oră.
Păi bă, mai ținut pe drum 7 ore. Bine, nu asta, nu contează asta, ok? Ok, ok, ok. Bă, frate. Bă, și unde suntem, bă, stai? Bă, Draculas! Crăciun fericit, Draculas, Crăciun fericit! Nici măcar nu-i Crăciunul, nu înțeleg, tu-ți dai seama... Bă, stai puțin, eu acum realizez, tu-ți dai seama ce psihopat sunt ăștia, dacă ăștia fac Crăciunul acum? Fac Crăciunul și vine Halloween, ești nebun? Bă, dar chiar, bă, suntem în toamnă și ăștia, tu-ți dai seama ce nebună e familia asta? Nebună, rău de tot, adică, uite-ți un pic la copilul ăla, copilul ăla joacă hora pe masă. Bă, cred că vrea să-l mâncăm. Se, vrea să ne zică ceva, tu auzi? Domnule om de la geam, iartă-ne, de cine ai capturat? Băieți, cum să vă spun eu și soția mea nu putem să avem grijă de bebe de la geam. Așa că v-am prins pe voi doi și de azi încolo, pe viață, o să stați în casa noastră. Și vă spun de pe acum, familia asta e foarte nebună și bebe de la geam e și mai nebun decât noi doi. Și prima oară aș vrea să vă spun o chestie. Prima oară vreau să-l puneți pe bebe de la geam să doarmă. Iar după aia soția mea de la geam o să vă spună ce trebuie să faceți a doua oară, bine? Ai de capul meu, bă, Dracula, eu n-am niciun copil, eu nu știu cum să mă comport cu un copil. Bă, da, tu crezi că eu am vreun copil, bă, bine, eu îl bat, efectiv, îl iau la bătaie, ești nebun? Aruncă-l, bă, pe geam, serios? Dacă tot așa. Omul de la geam. Ce să mai stăm, dă-l direct, am ieșit acolo de copil. Dă-i, ce-ți acolo, voi vreți să vă distrug? Nu, iertați-ne, domnule, ne jucam cu el. Da, corect, ne-am jucat cu el, gen. Uite, la. Dai foc. Bă, stai puțin, glumit, bă, că noi ne jucăm cu foc. Am glumit. Și am o întrebare, domnule om de la geam. Dacă eu cu Sky n-acceptăm să facem prostia asta, ce o să se întâmple? Ce o să se întâmple? O să vă mănânc sufletele. Asta vreți? Bine, gata. Îl punem la somn, nu? Îl punem la somn. Da. Deci primul lucru, îl puneți la somn. Acum o să vorbiți cu soția mea să vă spună ce trebuie să faceți al doilea lucru. Ok. Doamna de la geam? Doamna de la geam, da. Băieți, al doilea lucru, vreau să-i faceți ceva de mâncare, că eu sunt obosită tare, că am fost la coafor, mă înțelegeți? Mă înțelegeți? Da. Bine, străieți. Hai, bă, Sky, deschide ușa. Hai de capul meu, hai. Dacă ținem la viața noastră. Da, stai. Bă, unde-i patul? Unde-i patul, gen? Unde-i? Bă, voi puneți întrebări, mișcarea. Nu, iertați. Hai aici, poate aici? Tu vrei să ne omori cu zile? Da, mă, da, uite aici. Bine, deci, domnule Cocuță, bă, copchile, om de la geam. Bă, copchile, dorm că te bat. Bă, copchile, vezi ranga asta, dacă nu reușești să dormi, te așează-mă. Așa, dă-i. Tată, mă, bat ăștia. Bă, ce? Nu, nu e adevărat. Bă, nani, puiu, mami, caz din copac, vine salvarea. Bun așa? Bă, nu-i bun. Îi trag în cap? Da, bă, trage-i nenorociștia. Bă, stai, am eu o idee. Draculas, ai încredere în ideea mea? Da, frate, Sky, ce? Na, fii atent. Ai încredere în pumnul meu? Bă, copchile? Bă, ce vrei să-i faci? Copchile, dormi! Eu-l țin. L-ai salvat. Copchile, dormi! Bă, ce facem? Băieți, ce se întâmplă acolo? Doarme! Bă, vrea să intre, pune ceva la ușa aici. Blochează ușa așa. Am blocat ușa. Alo, de ce nu merge clanța? Ce faceți acolo? Îl punem la somn, Caut copilul, unde-i copilul? Unde-i copilul, bă? Cred că-i sub pat. Dracula, se sub pat. Hai să-l scoate, hai. Hai, Dracula. Bă, Sky, bă, gata, l-am scos. Scoate-l de sub pat, scoate-l. Așa. Acum, doamna de la geam. A, ce faceți acolo? Vreau să văd copilul. Aici este în regulă. Copilul, da, uitați cât de bine e copilul. Bun, ați dat fail. Nu a dormit. O să vă mănânc sufletele. Nu, vă rugăm. Bă, vă rugăm. Mai avem o șansă. Facem de mâncare. Exact. Bine, faceți ceva bun de mâncare și dacă aud că nu-i place, o să suferi. Nu, o să-i placă. Mamă, frate, dar ce horror. Doamnă, vă rog mult, dădeți-vă un pic mai încolo. Așa, doamnă, vă rog frumos, sunteți, înțeleg că ați fost la coafor, dar un pic să mai și străbiți, că sunteți grasă și nu cumva te dai la mine? Nu, what? Bă, Sky, bă, eu spun să-ți alegi altfel. Nu, e regulă. Bă, Dracula, fii atent, eu sunt bucătar înnăscut. Bă, mi-este frică când spui din astea. Bă, uite ce ingrediente avem, avem lapte stricat, avem... Ok. Țuică. What? Și ceva sosuri expirate, baftă. Ups. Deci, copile, ce-ți place să mănânci? Vreau o prăjitură să-mi faceți. Prăjitură? Bă, fii atent, am găsit asta de fasole. Ok, pune-le aici. Bă, Draculas, dar ce mâncare facem noi cu de-astea expirate? Ești de bun la cap?
Bă, avem asta de fasole care observ că e goală. Bă, e goală. Ai mâncat fasolele din ea? Nu, n-am mâncat, sau? Nu. Bă, cred că le-ai mâncat, dar uite câte ingrediente avem aici. Mamă, băi, așa, copilul da! O să mănânci pe cinste, aia, ce să-ți facem atent. Niște mici, niște mușdei. Uite. Nu, 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 eu vreau o prăjitură. Clor, acum, dă-i clor, da, dă-i clor, da, să mă arăt. Bă, îi dăm... Bă, dă. E cam întunecat ce-ai spus, dar o să iau. Fii atent, copile, ai mai mâncat vreodată carne crudă cu clor? Ai prăjitură? Copțire? Da, da. Copțire, copțire, uite ce prăjitură-ți bag eu în cur aici de pula capă. Da. Ar fi amuzat, da. Dar nu. Păi, de unde se face noi rost de prăjitura? Bă, fă-i cu ce ai acolo. Deci fii atent, copile, ce prăjitură să facem. Luăm un pește, luăm clor și carne crudă. Și facem aici o prăjitură. Și prăjitură de castraveți, frate. Da, mamă, ce inteligentă e Skaia. S-a auzit bine, prăjitură de castraveți. Da, mă, ia da. Și mănâncă acum, copile, ia. Copile, mâncă, bagă-te-le. Bagă. Bă. Ce asta nu-mi place? Mamă, tata! Nu, stai. Fii atent, trebuie să... Am uitat să prăjim, Draculas. Stai un pic, Draculas, că pun aici asta de prăjit. Nu, Draculas, ține-te! Draculas! Bă, ce era să faci, bă, tu ești nebun la cap, era să distrugi copilul. Bă, nu-l distrug, mă, vreau să-l prăjesc, ia, fratele. Bă! Băieți, ia să deschide ușa să văd ce se întâmplă. Ce facem? Acceptăm soarta. Bă, Draculas, da. Bă, deschis ușa. Ce? Cum adică? Ce? Uite-te. Bă, copile, ți-au făcut băieții ăștia mâncare bună? Da. Bă, da. Stai, bă, că ăsta băia să mintă, nu l-ai auzit? Tătucă, să știi că nu mi-au făcut mâncare bună ăștia, așa că vreau să-i execuți în stil japonez. Bă, știi, cucuța prea multe. Bă, nu ți-a plăcut, uite, banana asta din cur, adică... Nu ți-a plăcut brânza asta mucegăită cu clor? Sincer, mănâncă, copile. Băi, bă, bate joc de copilul meu, eu v-am adus aici ca să aveți grijă de el. Vă mai dau o ultimă șansă să-l scoateți afară să se joace frumos. Dacă ați încurcat-o, o să vă mănânc sufletele. Bine, o ultimă șansă. Hai să scoatem afară. Hai să ducem afară. Hai să ne jucăm cu el. O ultimă șansă. Ultima șansă. Hei, copile, vrei să sari pe geam? Mi-e frică. Ia sari. S-a dus, hai, fratele. Ia, aruncă-l un picuț așa să vadă și el ce înseamnă viața. Uite, copile. Bă, stai un pic. Bă, Draculas, tu vezi că e ninge. What? Da, păi, what? Bă, nu știu ce se întâmplă aici, în satul omului de la geam. Cred că suntem în altă dimensiune, ești nebun? Și cum ne jucăm cu copilul ăsta? Ce facem cu el, Draculas? Păi ce să facem, domn Sky? Construim oameni de zăpadă! Ia uite ce am construit aici! Wow, ce mișto arată! Wow! Stai. Îți place, copilule? Da! Mamă, ce mult îmi place! Uite încă unul! Wow, ce șmecher! Păi da, adu-i încoace, uite, joacă-te cu el! Bă! Bă, Sky, trebuie să vedem ce facem, să scăpăm de aici, dar nu-mi dau seama. Uite, steagul României, poate doar... Bă! Aoleu! Bă! Mai este unul, și uite, încă unul. Dă-i mașina asta! Uite, copțile, mai este asta de aici. Joacă-te cu el. Bine, vreau să mă joc cu ăsta. Da. Bă, Sky, bă, trebuie să ne gândim foarte bine la ce facem, înțelegi? Ce facem? Hai să ne gândim. Ce zici să ne furișăm încet? Acum, până nu ne vede nimeni. Bă, Sky, bă, tu nu vezi că se uită la noi la geam, geam? Adică, bă, e familia omului de la geam care se uită de la geam, mă înțelegi? Bă, dar deci îți vine să-ți crezi că omul de la geam se uită de la geam? Bă, nu, what the fuck. Bă, dar acolo asta e pronunțat greșit, este omul de la jam. Omul de la jam? Omul de la jam. Omul de la jam. Jamul de la om. Bă, Sky, serios, uite, pun mâna pe umărul tău. Okay. Cred că ai nebunit și tu cât ai stat aici cu familia asta. Bă, sincer, chiar cred că am nebunit, fratele meu, că am nebunit. De ce se mișcă ceva în busunarul tău? Ce e acolo? What? Aș vrea să fiu un spiriduș, covioară și un arcoș. Draculas, scapă-mă că mi se mișcă între buci, Draculas, între buci. Bă, dai mă să-l scot, vino un pas și vă stai. Wow, Draculas, o sărit afară. Uai, uite-l. O sărit spiritușul. Uite-l. Bă, Draculas, băieți. Am uitat să zic, Draculas, ceva. Eu am băgat un spiriduș în buzunar. Bă, tu m-ai păcălit cumva? Nu te-am păcălit, gen, am uitat de el, am și uitat că este la mine.
Bă, tu ai furat spiritușul din pădurea sfințită din România, tu o să aduci blestemul pe capul nostru. Nu e adevărat, uite, e prietenul nostru spiritușul acesta, așa-i? Aoleu, aș vrea să fii un spirituș oasele. Bă, fii atent ce facem. Domnule spiritul albastru, vezi copilul ăla de la geam de acolo? Oh, copilul de la geam, da. Ce-ai zice dacă le luași și le duci departe în pădure? Departe tare! Departe, cât mai departe posibil, ia du-te! Da. Uite, vină cu aici. Așa, joacă-te cu el sau pleacă, fugi cu el, nu știu, fă ce vrei. Fiți atenți, uitați-vă în spate și vedeți dacă vine familia de la geam. Ok, ia. Ok. Bă, nu vine nimeni. Da, pare tot în regulă. Da, nu-i nimica, nu da, vine. Da, tot în regulă. Bă, what? Zici ce am făcut că... Deci, omul de la geam a spus că dacă n-avem grijă de copilul lui, ni mănâncă sufletele. Bă, l-a furat un spiriduș, l-a dus departe în pădure. Bă, efectiv, erau, uite, Dracula, chiar aici erau, chiar aici, vezi? Chiar aici. Mai bine fugim până nu văd ce am făcut. Bă, da. Dracula, sunt rapid până nu vine ăștia să ne prindă. Hai, rapid. Băieți, e timpul somnului. Unde este copilul de la geam? Nu mai există. Ce-i spus să-i? Nu, domnul de la geam, stați puțin. Că Sky-ul, nu nebunii, Sky... Nu mai există copilul. Adică, bă, deci... Uite, este bun la cap. Spune, vedeți? Cum să vă spun eu, copilul, deci... Mamă, stați să vă spun, deci copilul a crescut așa de mare încât s-a dus la facultate. O spus să vă spunem că vine peste ani și ani de zile și... Chiar așa este. Crezi că să ne creadă? Tu nu vezi deja, ți-i turât? Ia, veniți în coace. Draculas, fugi! Draculas, fugi! Fugi, Draculas, nu! Draculas, m-a prins! Ia să vă mănânc sufletelul. Mamă, bă, ce frigă e, bă, Sky, bă, mi-ai luat pătura de aici, de sus. Bă, cum am ajuns aici? What? Draculas, bă. Sky, tu de unde vorbești? Draculas? Bă, Sky, săracul s-a dus în ceruri. Bă. Săracul, Sky. Bă, unde ești, mă? Bă, te aud că e sub mine, bă, amândoi suntem bătuți în cap. Vai din capul tău. Erai deasupra mea. Ce faci, mă? Da, ce caută spiritușul la geam? Ce? Unde? Ce? Care geam? Ce? În spatele tău, bă! Ce la spate? Ce? Ha? Stai un pic, Dracula, să eu nu mai înțeleg ce se întâmplă acum. Cum am ajuns aici? Ce-i cu spiritușul acolo? Bă, ce ai făcut, mă? Bă, cred că spiritușul încearcă să ne comunici ceva. Bă, ce ai făcut, mă? Bă, nu știu, dar e clar că spiritușul vrea să ne comunici ceva. Sky, îți mai amintești că, ultima oară ne-a prins familia de la geam? Noi suntem la ei acasă, what? Bă, n-am mai scăpat de ce, ești nebun? Că gen spiritușul a fugit cu copilul lui și gen familia de la geam a devenit foarte nervoasă pe noi. Da, bă, familia de la... Dar chiar că eu luat spiritușul copilul... Bă, mă dau cu capul de perescă. Bă, stai! Doamne, și spiritușii cred că vor să strângem 5.000 de like-uri ca să evadăm de aici, a? Da, bă, asta e cu siguranță, deci 5.000 de like-uri dacă doriți să evadăm de aici. Așa că lăsați un like, bă, dar Dracula, stai, bă, Dracula, ai ce-mi chiore mațele, bă, mie mi-e cam foame. Ai ceva de mâncare? Da, ai dreptate, stai să mă duc să caut pe aici, da? Ai ceva acolo, Dracula, ce ai acolo? Draculas? Draculas? Ălea sunt niște chipsuri? Draculas? N-am nimic, bă, stai că e ceva aici. Mamă! Bă! Ce vorbești? Bă, nu! Picat după pat! Doamne, și nu mai pot să-l scot. Bă, păcat că nici eu n-am apucat să mănânc din ele. Ești nesimțit, Dracula, așa faci. Băi, umor aici de foame. Foame. Bă, Sky, da. N-ai ceva și de băut? Că tare. Ești nesimțit, Dracula, ești foarte nesimțit. Stai, putem găsi ceva pe aici? Nu găsesc niciun item. Ce a trebuit să facem, mă, Dracula, să scăpăm? Că omul de la geam cred că ne mănâncă de viu dacă ne prinde. Mă rog, ne-a prins deja. Fii atent, Sky, fii atent cum facem. Ce? Trebuie să facem un plan super bine pus la capăt. Okay. Deci fii atent, spiritușii încearcă să ne comunice ceva. Poate totuși spiritușii nu sunt dușmanii noștri. Te-ai gândit că poate ar fi chiar prietenii noștri? Bă, având în vedere că vor să ne ajute și vor să strângem 5.000 de like-uri, eu cred că sunt prietenii noștri de data asta. Da, bă, 5.000 de like-uri vor să strângem și scăpăm de aici, deci ați auzit bine. Ok. Ești tu primul pe ușa asta, că eu nu vreau să mă urgen. Ia stai, fii atent ca în filme facem. Stai să scoși eu pistolul. M-am împiedicat de asta, bă, tu m-ai împins de la spate. Bă, ești nebun? Stai, mă, curic. Bă, Doamne. Așa ți-o trebuit.
Hopa, doi pași la dreapta, țâica, faci prin deșteapta, hopa. Mă, Dracula, mă, ce tot faci, mă? Tu bă, ești bun? M-am speriat, bă, m-am împiedicat din mătura aia și am crezut că tu m-ai împins, dar de fapt de ce m-ai împinge? Bă. Și dacă te-am împins, trebuie să mă împuși, tu ești dilău la cap, mă? Bă, lasă-mă jos pistolul! Bine, bine, am mâinile sus, trăiți, domn colonel. Bă, fii atent, Sky, trebuie să tragem, fii atent aici, urcă-te pe capul meu. Ok, ok. Și trebuie să te uiți să vezi ce e aici. Bă, okay. Ușa se trage încolo, nu spre noi. Liniște, Draculas, ce vezi? Bă, uite, Ce? Bă, ce vezi? Spune-i tot ce vezi. Uite, dorm ăștia. Mă, ce? Bă, Draculas! What the, Draculas? Mă, ce s-a întâmplat? Bă, Sky, păi teroare în casa asta? Nici n-am să întreb cum ai ajuns în spatele meu. Bă, Draculas, ăștia dorm, Draculas, liniște. Păi da, păi, și de ce faci gălăgie dacă ăștia dorm? Bă, dacă se trezesc, ăștia ne mănâncă de viu, ai înțeles? Știu, fii atent cum facem. Nu, uite, fii atent, suntem deștepți, da? Trebuie să gândim frate la frate. Da. Deci trebuie să ne ducem și hai să-i întrebăm dacă dorm. Alo, domnule, de la... Nu așa? Bă, Draculas! Hai, bă! Stai, bă, că îl întreb să vedem dacă doarme. Cine mă... cine e lângă mine? Nu. Nani, nani, puiu, mami, dormi mai departe. Cade ranga din copac, îți cade în cap și faci somn bun. Păi, ești pușcat la cap, tu vrei să-i trezești, mă? Ah, cred că a fost doar un vis, mă, culc înapoi. Așa. Oare. Ce faci, mă? Fii atent că, fii atent, putem scăpa cu ce avem aici. Cu pizza. Bă, bă, Draculas, nu mai tot mișca chestia, o să-i trezești. Bă, nu-i trezesc, bă, fii atent, tu gândești-te la un plan că te mănânc din pizza asta aburoasă. A, răcoarea, eu să le fac pe toate. Liniște, doamne, ce... Bă, cine-i acolo? Bă, cred că-ți trezește, repede, Sky, scătim căruțul și mergem cu el. Ce faci, Draculas? Bă, cine-i acolo? Aoleu, bă, să le poși că-ți trezește, bă, închide ușa, închide ușa, deschide. Bă, măi, tu ești nebun la cap? Bă, dar și noi, eu sau tu? Bă, dar nu era mai logic să scoatim căruțul pe geam? Bă, nu, că făceam gălăgie, nu! Bă, nu era mai logic să-l scoatem căruțul, uite așa, Draculas. Adică, uite, vezi? Nu, uite ce ușor s-a scos așa și am economisit și timp, vezi, bă, de asta mi se spune igienul pe lumea asta, vină-o coace. Mă, tu ești pușcat la cap, uite-i pe ăștia, mă, pleacă, bă, de aici, mă, termină. Bă, nu-i omoră. De ce, zi? Mereu când am fost singur, mereu, aseara am ieșit și am construit, bă, uite, ăsta-i Bobiță, ăsta-i Mirciulică, ăsta-i Gheorghiță și celălalt e Vasilița. Vasilița a murit. Nu! Ai milă! Bă, uite, asta merge la facultate, vrea să termine facultatea. Ok, dar eu am întrebare. Tu ai zis că ai construit aseară. Tu vrei să zici că până ne-o prins omul de la geam, tu ai evadat, ai construit și ai venit înapoi? Da, bă, toate alea... dar tu nu știi ce am făcut aseară? Deci am venit împreună cu doamna televizor, am ieșit la o întâlnire, am construit oamenii ăștia din zăpadă, după am fost la piscină, după am fost să mâncăm și m-am întors azi dimineață. Deci, Draculas, tu vrei să zici că ai avut posibilitatea să evadezi, dar tu ai ieșit cu doamna televizor. Nu! Meriți! Meriți! Asta meriți! De ce o vacă acolo în colț? Mă, ce? Unde? Unde vezi tu vacă, mă? Tu ești nebun la cap? Mă, Sky, uite! What? Bă, ce se întâmplă, Draculas, că nu mai înțeleg? Văcuțo, ești bine? Văd că ți-o crescut niște ciuperci pe tine. Stai că încercăm să-i dăm... Bă, chiar a funcționat! Bă. Sunt doctor pe lumea asta! Ce doctor, mă? Uite-te la tine, ce găurit ești, mă! De gloanțe, de toate cele! Mă, ce? What? Bă, fugi, că e nebun! Draculas! Bă, dar nu în casă, mă! Stai, mă! Așteaptă-mă! Hai, Draculas! Hai, dă-i în față până dorm oamenii de la jam! Ce faci, mă? Nu prea merge pe zăpadă! M-am învățat, am fost în baza SCP și am învățat niște chestii foarte șmechere. Stai puțin, da? Fii atent ce facem la căruțul ăsta. Foi, arată-mi. Da, am scos o bombă, bă, și nici nu vrei să știi unde am pus-o, că am zâmbit-o toată seara. Bă, tu de unde scoți bombele astea? Stai un pic, tu de unde le scoți? Bine ați venit la... De ce nu-mi răspunzi la întrebare? De unde ai scos bomba asta? Ai scos-o cumva din... Bă, tu mulțumești în... A scos-o din cur. Doamne, așa ceva. Bă, tu măcar mulțumești încă avem cu ce să mergem. Mă, Draculas, bă, sigur este o idee bună asta. Bă, îți spun foarte sincer că habar n-am ce fac cu viața mea, dar îi dăm turbaca la porc. Bă, Draculas, ce faci, mă, tu ești din pula cap? Bă, merge, bă! Nu merge, e stricat, nu merge! Bă, Draculas! Uaaaai, de cap!
capul meu! Văleu, ce am căzut la explozia aia! Bă, dar Sky unde-i? Văleu, frățiorul meu Sky, oare e bine? Bă, Sky! Dracula sa! Dracula sa! Ce? Dracula sa! Sky! Mi-am rupt picioarele! Nino, Dracula sa! Nino! Picioarele mele! Bă, stai bă că cum vin! Nino! Ambulanța Dracula la datorie aici! Bună ziua, ce problemă aveți? Deci Dracula, am 3 picioare și mi-am rupt 2. Bine, dar aveți asigurare medicală pentru al treilea picior? Mă, ce? Nu știu, mi-am rupt picioarele, Dracula. Atunci nu mă putem lua, îmi pare Dracula! Dracula, hai înapoi! Bine, dar trebuie să plătești drumul, mă înțelegi? Ok, plătesc tot ce vrei tu, dar ia mă, te rog, uite. Gata, te-am luat. M-am urcat. Bă, dar nu sta, bă, cu fața așa lipit de mine, bă, că-ți pute gura. Scuză-mă, Dracula, nu știu bă, ce să... Bă, miroase gura, brânză, bă! Bă, ești simțit că zici așa ceva. Cum bă, mie miroase a pește și ți-a brânză, nu știu care e mai nasol. Bă, a pește e mai nasol. Bă, Dracula, dar ce-ți... Doamne, deci... Bă, m-am săturat. Mi-au și revenit picioarele la ce prost conduci, mă. Bă, dai un drum cu pietre, ai încredere în mine că putem amândoi să mergem cu acest căruț. Sper să faci pană. Bă, nu o să fac niciodată pană, că astea sunt roți din astea, de metal, de șmecher. Mă duc mai rapid pe jos, tu nu vezi, mă, uite, uite. Bă, intră acum înapoi în ambulanța, Dracula, dacă bine, 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 gata, gata, uite, îți place cum am pus? Bă, da, dar cred că, e mai bine, dar cred că ferma de porci în cealaltă direcție. Ce facem la ferma de porci? Păi bă, știu că pe aici, pe undeva, este o fermă de porci. Mergem să luăm un porc ca să ajungem mai rapid. Că fii atent, trebuie să sărbătorim că am scăpat de familia de la geam, nu? Da, o să... din cauza ta am ajuns aici până la urmă, în mijlocul pădurii. Că ai dat cu ceva rachetă de-a ta. Păi da, și mai bine decât dacă am fi rămas acolo, Sky, trebuie să mă înțelegi. Racheta aia mea ne-a bubuit așa de tare cât am ajuns printr-o pădure cine știe pe unde. Dar știu eu sigur că sunt niște porpe. Bă, Dracula-s drumul! Dracula-s drumul! Bă, ce faci, mă? Ai grijă la copaci, ai grijă la copaci! Doamne, uite unde ne-ai băgat. Uite ce ai făcut. Bă, Dracula-s! Dracula-s, ne scufundăm! Dracula-s, ne scufundăm! Acum dau seama că acesta este un nisip foarte, foarte mișcător în care... uite ce ai făcut! Uite ce ai făcut! Uite! Bă, nu mai merge căruțul, s-a blocat! S-a stricat! Hai afară aici! Bă, mă trage ceva! Dracula-s! Stai, mă! Stai! Dracula-s! No, am scăpat măcar de un prostănac, asta este... Oh! Dracula-s! Ce-am? Dă mâna! Ce dor mi-a fost de tine! Stai! Dracula-s, ține mâna! Ține mâna! Au, bă! Ține mâna! Da, bă, ține mâna. A ta, uite, Sky, vino cu acei, uite, ranga mea, pe care o cheamă Ovidiu, vrea să fac cunoștință cu tine, vino cu acei să vorbești ranga cu Ovidiu aici. Ranga ta, Ovidiu, Dracula, stai, trebuie să ne înțelegem, trebuie să ieșim din pădurea asta, tu mai ai stai, aici. Aia, păi da, bă, da, dacă nu mă lași, fii atent, trebuie să găsim o fermă de porci care cine știe pe unde o fi. Fermă de porci, Crezi că e în cealaltă parte. Ferma de porci miroase de obicei mai urât. Și gen, tu miroși urât aici. Dacă știi ce zic. Ce amuzant e. Ia să vedem ce ai în buzunarul ăla. Bă, e cumva brânză mucegăită. Mă, ce ai cu mine, mă? Nu te poți. Hei, lasă-mă pace, eu sunt capibara de stradă și am nevoie. Pă, stai, mă! Stai, fii atent, nu. Vino, pune-te aici, că acum ajungem la ferma de porci, fii atent. Hai, tu să te pui. Sau hai. Nu, hai, pune-te, că acum zburăm până acolo, ai încredere în mine. Ok, stai că vin, hop. Ia, uite. M-am dus. Și la 3, 1, 2, 3, hai acum. Dracula! Dracula! Bă, funcționa, vezi? What? Uite! Ia, Sky! Ce fii atent aici, forță! Ești nebun la cap! Mi-am dat cu bușteanul peste cap. Bă, tu ești nebun, nu mai... Vrei să mă omori? Ia! Bă, cred că am dat peste porcul ăsta din greșeală. Bă, cred că ai omorât toți porcii, mă. Așa ceva. What? Ce caută ăsta? Ăsta e un porc putrezit. Ce-i cu ăsta, mă? Bă, n-avea treabă cu el. Sky, fii atent. Tu înțelegi că am scăpat de la familia de la Jam? Bă, Sky, suntem liberi. Putem face ce vrem noi. Bă, dar mie mi-e cam foame. Gen, mi-e foame deja de mult. Aia spun. Și mie mi-este extrem de foame. Și-ți fac o surpriză. Hai să mergem la McDonald's. Mă, nu te cred. Plătești tu? Da. Plătești tu? Da. Da, bă, plătesc eu cu cardul tău. Mă, ce? Cum adică? Dai pași la stânga și doi înapoi. Bă, trebuie să înțelegi ceva. De la frate la frate, eu îți folosesc cardul, tu îmi dai banii de pe el. Așa se face când ești frate cu frate. Ce-i al tău e și a meu și ce-i al meu e a meu.
N-are niciun sens. Bă, dar asta contează, contează că am scăpat de omul de la George și la McDonald's. Corect, dar bă, până la urmă, ce facem cu porcii că n-am înțeles? De ce vrei să... că, da. Dacă tot porcii ăștia nu mai funcționează așa cum ar trebui, fii atent, luăm porcul ăsta bă, și îți bă. Arată fratele tău Dracula. Nu, stai acolo, că mă duc aici după bușteni cu el, tu rămâi acolo, da? Fii atent ce scot din el. Fii atent, așa scot cheia, așa pun cheia aici. Ce cheie? What? Dracu, da, ce faci acolo? Aici cu instrumente. Ok. Așa scot, bag, așa. Și fii atent, scai imediat. Dracula, ce tot faci atâta? Lasă porcul ăla că a murit deja de mult. Bă. Dai, îți prezint. Mă, ce? Porcul motocicleta. Mă. Și dă fratele tău Dracula, vezi? Mă, ce? Ai văzut că rămânem aici blocați? Urcă-te scai aici și să mergem la McDonald's. Dracula, sigur este o idee bună. Bă, și hai că-ți spun și o poveste, fii atent. No, hai deci să văd. Era odată doi frați într-o pădure, da? Ok, da, erau doi frați într-o pădure. Mergeau ei într-o așa în pădure și acolo li s-a făcut foame unul la altul. Și fiindcă n-au ajuns în 5 minute la McDonald's, o trebuie să zic canibalizezi unul pe altul, să-și mănânci mâinile, picioarele unul între altul, scoteau ochii din gură. Nu-mi place povestea asta. Nu-mi place povestea. Vrei să schimbăm? Da, vreau să schimbăm povestea. Bine, atunci povestea următoare e că, bă, sper să ajungem în 5 minute, că dacă nu ajungem în 5 minute, o să se întâmple ce am povestit în prima poveste. Mă, ce? Bă, Draculas, la uite mă, i-am răsturat. Ce-ai făcut, mă? Bă. Doamne, bă, Draculas, fii atent. Gata, lasă-mă pe mine să conduc, te rog. Pentru că altfel nu o să ajungem niciodată. Ok, ești gata? Ok? Da. Pregătește-te. Porcocicleta, merge. Hai să-i dăm, Draculas. Au! Stai mă, din greșeală, deci nu trebuia să intru în acel copac. Ți-am arătat doar cum conduci tu, așa conduci tu. Acum conduc eu, uite. Bine, bă. Vai de capul tău, vai de capul tău. Atât am dispus. Gata, m-am dus singur. Nu, Draculas, adu și mie un mec puișor. Bă, turbă porcul. Bă, turbă porcul, bă. Draculas? Da? Ce s-a întâmplat? Îmi poți să-mi explici? Bă, cred că porcul ăsta încă are viață. Hai bă, odată la McDonald's că-ți mor din foame. Hai, hai să mergem, hai, dă-i, dă-i drumul. Da, mergem. Dă-i, Draculas, bă! Lasă, mergem așa cu porcul turbat. Înainte, solvențe, să mergem. Bă, Sky, bă, am ajuns, trezește-te. Pe bune? Pe bune? Nu te cred. Bă, uite și ce preveniment mai special azi la McDonald's. What, Grimus? Bă, Grimus. Draculas, Grimus ăsta are ceva suc pe care n-avem voie să-l bem, ai știut? Te referi la shake-ul lui? La sucul ăla lui Bob? Da, Grimus shake. Salutare, domnule Grimus. Eu sunt Draculas Sky și am venit astăzi când nu mai putem de foame. Am fost ținuți prizonieri de omul de la geam și da, nu am mâncat nimic de o lună întreagă. Așa foame mie, ești nebună? Ha? Da, deci domnule Grimus, te rog, ne lași să mâncăm la tine aici la restaurant? Te rog. Salutare băieți. După cum puteți vedea, restaurantul McDonald's de astăzi înainte va fi restaurantul meu, alu, domnul Grimus. Okay. Haide, intrați, delectați-vă. Și aici am un eveniment special. Spiritul și lucrează cât de mult vreți voi. Și credeți-mă, nu-i țin sclavi, chiar se distrează ei pe bune. Oh, sună distractiv, tu ce zici? Da, mi-este așa foame, păi cum se deschide? Bă, ai spart geamul, mă! Domnule Grimus, mă iertați, am spart geamul. Nu-i nimica, o să munciți pentru geamul ăla. Am vrut să spun că nu-i nimica. Intrați. Ah, ok. Bă, hai. Eu nu văd nimic dubios în el. Mamă, uite ce eveniment special. Mâncare. Toată mâncarea e de sus acum. Salutare, băieți. Vă rugăm, ajutați-ne. Ce-ai spus, băi? Eu vreau mâncarea asta, da? Hai să ne punem la masă. Nu știu ce vor spiritușii aia. Haide să mâncăm, mamă, deci așa foame mi este, nici nu pot să-ți dai seama. Uite cum arată meniul ăsta, ești nebun, uite ce bine arată. Uite, are de toate, ești nebun, e... Bă, dar cât ai luat, mamă, dar suntem mâncăriuși bine de tot. Băi, s-a răsturat. Bă, hai să nu fim așa, hai să mergem să dăm și la porcul de afară, că ne-o cărat până aici. Hai de toate. Ia-i să-i dai. Stai, îi dau eu, uite, burgerul ăsta mic, vin cu el. Da. Lasă, stai. Iau mai bine ăsta cu pica jos și dăm la porc, oricum nu contează. Hai. Da. Uite, mănâncă. Porcule, poftă mare, îți doresc. Mănâncă acolo. Bă!
Uite, uite ce se întâmplă când mănânci McDonald's. Păi, e groaznic. Ce-ai pus în McDonald's ăsta? Păi... Mama lui de porc. Băi, ce faceți aici? Distrugeți McDonald's-ul? Nu. Deci, domnule Grimas, acum ne întoarcem înapoi, hai. Acum, da, hai să mucim. O, am cam spart, cam toată sticla, nu contează. Okay. Bă, ai spart tot restaurantul Sky. Bă, Sky, fii atent, hai să ne spălăm pe mâini la baie, da? Bă, chiar trebuia să merg să mă cac, haide. Bă, poftim. Stai, deci fii atent, Dracula, să baia, uite, e dreapta aici pentru tine. Bă, acolo nu-i pentru tine, uite e ce pentru scrie tine, acolo. E pentru tine, mă, vino cu aici. Bine, aici. What? Uite, bă. Ce face asta, mă? Bă. Aș vrea să fiu un spiritus, cu o fioară și un arcuș. Mă, băieți, ce? Trebuie să ne salvați de aici, e foarte nasoală treaba. Grimas ne ține captiv ca să facem McDonald's și Grimas shake-uri, vă rugăm, vă rugăm. Bine, hai să doresc să ne împrietenim. Ne ajutați să scăpăm de Grimas și noi vă ajutăm să scăpați și să distrugem restaurantul McDonald's, vă rugăm. Da, 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 bă, da, da, am o întrebare. Nu bea, nu, nu, nu beau, nu beau, nu beau, eu știu că nu-i voie. Hai să dăm la, hai să dăm la spiritușul ăsta. Stai că am o întrebare de la spiritușul ăsta. Hei, spiritușule, cum este făcut Grimas shake-ul? Aoleu, e din esența lui Grimas, să nu beți așa ceva, nici nu vrei să știți cum o face. Ok, atunci... Bă, DSB, hai să vedem dacă DSB spune adevărul, da. DSB. Nu, nu vreau bia, să iau pe bia, aici. Bia, pe aici. Bia, bia. Bă. Bă. Bă, ce s-o, tu ai făcut așa? Nu. Bă, am murit, am murit. Am murit de la grimă și pială. Bă, deci nu bea, să nu bei. Nu bea. Spiritușul albastru, ești bine? Bia, Draculas, bea. Draculas. Bă, dar bea, tu n-ai văzut ce-o pățit ăsta, tu vrei să bem? Nu, 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 ai de capul meu, bătrăvați. Cred că trebuie să o tulim de aici, să o tulim. Uite! Nu, bă, cum să o tulim? Stai, stai, Sky, nu mai atinge nimica. Ok. E foarte ciudat totul la McDonald's-ul ăsta. Okay. Fii atent, trebuie să-l distrugem pe Grimas și să distrugem tot McDonald's-ul când nu poate să servească abonații noștri așa ceva. Corect, adică cum, abonații să moară? Imposibil, noi iubim cel mai mult. Trebuie să dăm cu o bombă nucleară aici. Draculas, scoate bomba din curs, scoate. Bă, nu, acum, bă, stai puțin, okay. Trebuie să facem planul cu spiritul și... Okay. Fii atent, cum facem? Cum facem? Spune. Nu o să putem fuci, fiindcă cu siguranță Grimas ni știe acum toate pozițiile. Cred bun, intrăm în bucătărie, vorbim cu spiritul și facem plan, ne urcăm toți pe acoperiș și dăm cu bomba și îl distrugem și pe Grimas și McDonald's. Tu ce părere ai? Bă, eu zic că părerea asta este foarte tare. Și eu cred asta, hai să ieșim. Haide. Cioc, cioc. Draculas, tu ai făcut așa? Nu, a făcut ușa. Cine-i? Cineva mov. Ha? O fi... Bă, poate moșu? Moșu? Ce faceți acolo? Bă, trebuie să... am făcut pipi în caca. Adică ne-am spălat pe mâini. Ia veniți voi încoace să vă arăt la bucătărie acum. Când mi-ați aflat planurile secrete. De azi înainte o să lucrați la McDonald's toată viața voastră. Tu ai comentat, Sky, doar să lucrezi două vieți. Ai, o să stau o viață, tu o să stai două vieți, fraiere. Ți se pare ok? Ți se pare ok asta? Nu. Da, dar despre ce secret? Nu știu despre ce este vorba, doar lăsați-ne să plecăm, vă rog. Nu mai este nimeni. Deci ca să înțelegeți ce se întâmplă, am prins spiritul și i-am făcut sclavii mei să muncească la McDonald's ca să facă grimă și toată viața lor de spiritul urâți și să conducem McDonald's-ul cu o mână de fier. Ai tu mâna de fier? Nu, tu ai. Băi, o să plec imediat cu voi dacă nu mă mișcați la bucătărie acum. Ok, mergem la bucătărie. Mergem. Auleu, Sky, n-a. Când mi-ai acceptat tu să mergem la McDonald's. Auleu. Bă, dar mi-era foame, în fine, haide. Bă, da și mie. Salutare, spiritușilor. Salutare. Salutare, Sky și Draculas. V-a prins și pe voi, nu? Da. Dar normal că ne-au prins, doar n-am venit aici de plăcere. Auleu, deci cum se... Deci în aparatul ăsta... Bă, în aparatul ăsta ți-l dau ții de cap. Bă, stai, bă. Au, bă. Au, până la trebuie să încălzim ceva. Bă, cât grimă să nu-i atent, fii atent, hai să facem plan cu spiritul și spiritușilor, vin să coace aici. Da, ce se întâmplă? Bă, dăm cu bomba, dăm cu bomba. Exact, cum o spus Sky. Deci acolo în baie ne-am întâlnit cu un prieten de-a vostru, săracu, gata, nu mai este, asta este, da, s-a dus departe, e cam mov. E cam mort și mov. Exact. Bă, uite, toți au strugurii pe spate, că din astea fac grimă shake-uri. Lăsați strugurii din spate. Lăsați-i jos, bă, strugurii din spate, bă. Uite, Draculas, ce am găsit aici? Ce ai găsit acolo? Bă, acolo cred că carcera unde frig, ține. E frig. Draculas, deschide ușa, că mi-e frig. Bă, deschide ușa. Am închis-o eu. Draculas, mor de frig. Draculas, mor de frig. Draculas, ce
mă fac. Trăculas! Trăculas! Faceți gălăgie acolo! Nu! Deschide ușa! Deschide ușa! Au! Nu faceți gălăgie acolo! Ia să vedem ce faceți! Nu! Repede! Prefacit că lucrez! Lucrăm! Corect, lucrăm! Bă, spiritușilor, fiți atenți! Eu am o bombă la mine, nu o să știți unde eu o țin ascunsă. Și ne urcăm sus toți spiritușii și dăm cu bomba și așa distrugem și McDonald's-ul, distrugem și Pigrimas. Bine, super plan! Haideți să mergem, că noi ne-am săturat să lucrăm zi și noapte aici, ne dor mâinile, ne cad mâinile de la cât muncim. Da, fii atent, putem ieși aici pe geamul ăsta. Hai, toți spiritușii după Sky, hai! Haide, ai ieșit? Bun. Trate-mă că ești gras, ok, așa, bun. Bă, eu cred că tu ești mai gras ca mine, hai, sus aici, opa, vino sus aici. Ok. Bun, ce, haide, așteptăm să vină toți spiritușii și dăm cu bomba, vină încoace, hai. Bun, hai, Draculas. Hai, toți spiritușii, veniți încoace, băi, din astea, ca să le anunțăm că am venit aici sus. Da, bate. Draculas, crezi că au venit spiritușii? Oh, văd că ai scos bomba. Oh, uite. Da, bă, am scos bomba, au venit și spiritușii, tu ai adormit pentru următoarele 10 minute. Bă, Sky, au venit și Grimas. Bă, ce faceți aici? Nu-mi distrugeți voi mie afacerea cu McDonald's, cu multulei și Grimas Shake. Ba da, chiar de asta a venit aici, o să-ți distrugem tot. Tot, ai auzit bine, Sky. Fratele meu, am trecut prin atâtea împreună. Ești pregătit să scăpăm spiritușii ăștia de sclavii Draculas. Și să terminăm cu Grimă și cu rețeta lui și cu oamenii de la geam. Bă, eu sunt foarte pregătit, dar Draculas, ne vom sacrifica viețile, o să murim. Bă, dacă nu putem să fim liberi, mai bine morți. Ce preferi, să ai, să fii în viață, dar sclav, sau să fii mort, dar liber ca pasărea cerului? Mort, dar liber ca și pasărea cerului, Draculas. Aia zic. Am scos ranga. Spiritușilor, stai un pic, Sky. Okay. Spiritușilor, dacă facem treaba asta, o să fiți prietenii noștri, da? Da, Sky și Draculas. Acum pentru voi aș vrea să fiu un spiriduș. Cu o vioară și un arcuș. Ai. Okay. Grimas, ți-o sunat ceasul. Nu, stați. Ba da. Dacă vă dau 1000 de grime shake-uri, mai vreți? Nu. Doar dă-i. Dă-i, fratele meu. Dă-i, Draculas. Dă-i, frate. Haide. Sky, te iubesc, frate. Și aici a luat sfârșit primul sezon din seria Aventuri cu Draculas. Dacă ți-a plăcut, lasă un like și poate ne vom vedea în sezonul 2. Pa, pa!